Salutare tuturor și bine m-am regăsit la IGDLCC, adică Informații gratis despre lucruri care costă, sau un Institut Comunist de prelucrat ceva prin așchiere, habar n-am. Am niște emoții de am dat și dume, am dat la duble, pentru că, după lupte seculare care au durat multă vreme, în studio a venit Mihai Dobrovolski. Bine venit, Dobro! Salut! Aș începe cu, direct cu o întrebare foarte inteligentă. Tu ești bine, eu cum sunt? <laughs> Am auzit gluma asta de foarte multe ori, așa cum ți, ți da, Bazează-te da. pe mine pentru alte glume proaste. Urmează un interviu în care vei auzi multe clișee, probabil, și glume cringe. Îți mulțumesc că ai venit. Eu îți mulțumesc foarte mult că m-ai invitat și nu e prima oară, că te-ai ținut de mine și n-am putut să vin de prima dată că m-ai invitat, mo niște motive obiective. Și îți mulțumesc că ai fost primul invitat al meu de sezonul trecut. Mm -hmm. Eu totdeauna după un concediu, în timpul unui concediu îmi strâng un pic bateriile, știi, îmi strâng curent și când vin, vin cu idei foarte mărețe. Aha. Și trebuie să-ți recunosc că ți-am zis data trecută când ai fost invitat la noi dimineața la radio și uh, m-a bucurat că ai venit. Eu mă gândeam să-mi fac poftă de a face podcasting. Uh -huh. uh, pentru că nu reușeam să mă apuc. Așa. Și am zis pe cine să chem să-mi facă poftă? Un om care face cu poftă treaba asta. Și te-am chemat pe tine și pe Loanina. Și mă gândeam că asta o să mă ajute să uh, pornesc. N-am pornit atunci, am pornit acum, peste un an. E de drumul sfârșit. Ieri. Am început podcastul ieri, prima înregistrare cu profesor doctor Adrian Restian, uh, academician uh, foarte tare. Adică un om care a ajuns la uh, multă experiență și n-a ajuns degeaba la multă experiență. Și povestește niște lucruri, un fel de amestec între medicină și psihologie, și religie, dacă vrei, și mitologie, și psihologie junghiană, senzațional. Și oameni din ăștia aș vrea să aduc. Mai există de atunci. Iar Iarăși apreciez că atunci, uh, știi, există anumite meserii și mai ales anumiți oameni care nu sunt egoiști în businessul lor una e lumea cafelei, care pe mine m-a fascinat. De vreo un an de zile îmi place să mă joc cu expresorul, să fac o cafea și așa tăie. mai departe. Și este incredibil. Oamenii ăștia te trimit de la unul la altul. Da. Adică bă, Bogdan de la Mabo, du-te la drop la Răzvan, că vezi că îți la acolo, vezi care una... Eu, voi n-ar trebui să, fiți fi concurenți. Da, și la fel tu mi-ai zis atunci, păi apucă-te că e loc, tu ai nișa ta. Este foarte bine și uite că m-am apucat. Doamne, și, Doamne ajută să fie bine. Da. Eu ascultam deja, de pe la radio mai prindeam bucăți de Sinele Învinge uh, și mi s-a părut o chestie foarte tare. Tu nu știu dacă îți dai seama, dar uh, ai fost un înainte mergător făcând podcast la radio. Da, știu. Se numește emisiune. Da. Da. Uh, e incredibil că încă mai primesc felicitări pentru Sinele Învinge și nu știu de ce eu nu-i nu cred pe oameni, chiar dacă inclusiv când acum o săptămână a venit cineva, m-a oprit pe stradă și a spus că datorită mie s-a apucat de psihologie, mm -hmm. am avut coleg la master care mi-a zis că datorită mie a făcut și cumva eu nu cred. Și e, e foarte ciudat, nu? Că dimineață... sindrom, sindromul impostorului. Sindrom, eu l-am foarte, puternic, pe, foarte oricum, puternic. Oricum, sunt momente când toți suntem un pic impostori. Da. da. Adică dimineața, cine mai ascultă dimineața știe, sunt foarte narcisic foarte. Tocmai de aia ne place da. de tine, celor ca, celor Dobro, care vorschi, place, voință, da? Dobro. Dobro. Celor, care ne place. nu? Dobro, bun. Vorschi, bună voință. Dar uh, seara poate, pentru că la sine ne învinge, uh, nu avem cum să fiu narcisic. N-ai cum, ca terat, de ce? nu poți fi narcisic. Păi, Intri în înseamnă? pui pe canapeluță. A fi narcisic înseamnă să nu-ți vezi vulnerabilitatea. E într-o oarecare măsură e bun, pentru că devine o profeție care se auto-îndeplinește. Adică devii mai te crezi mai puternic decât ești de foarte multe ori ajungi să fii. Dar plătești un preț pentru asta. Nu poți, dacă undeva înăuntru ți-e frică, să spunem, sau uh, te simți vulnerabil, cum să te crezi cel mai puternic? Trebuie să-ți ascunzi criptonitul, ca Superman. Și trebuie să te păzești de oricine, orice Lex Luthor care ar putea să vină și să te, știi? Mm -hmm. Și atunci... Uh, te gonflezi, cum se zice în jungiană, uh, te, te uh, supra-evaluezi, uh, ca uh -huh. să zic așa, și pentru asta n-ai nicio vulnerabilitate. Mm. Dar atunci tu, ca terapeut, cum ai putea să vezi vulnerabil vulnerabilitatea în alții? Dacă ți-o ascunzi pe a ta? Băi, eu n-am văzut terapeut normal la cap, așa că e ok. Ce înseamnă normal la cap? <laughs> Îți mulțumesc <laughs> pentru întrebare. Uh, habar n-am, că nici eu nu, nu sunt. Dar nimeni nu știe. Nimeni nu știe, toți încercăm să fim normopați, sau cum se spune? normopați? Habar n-am, nu știu, o chestie asta în care începem să funcționăm. Zis. Și am mai o chestie că, că, e bine chiar dacă ești un pic tâmpit să mai ești pe stradă, că mai vezi pe alții și te mai echilibrezi. Absolut. Nu? Da, absolut. Uh, nu știu ce înseamnă iarăși tâmpit, nu știu la ce te referi exact. <laughs> Încep să te trigăruiesc. Dar ne reglăm, noi avem mecanisme, adică tu întrerupe mă când vrei, eu vorbesc uh, până mă întrerupi. Noi avem mecanisme sociale. Da. Foarte adânci și foarte vechi. De Normal. Exemplu, uh, 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 rușinea publică, da? Sau Bineînțeles. Anxietatea publică. Sunt cu tot altceva decât anxietatea proprie, că mă da. calcă un tramvai sau mă mănânc un leu. Este, aoleo, dacă toți oamenii ăștia zic că eu nu sunt ok și mă dau afară din comunitatea lor. Exact. Ce însemna acum câteva mii de ani? zis că ai mai vorbit cu psihologi și așa. Deci ce însemna acum câteva mii de ani să te dai afară din trib? Că mă ești singur și te mănâncă, n cine stă de pază lângă tine dacă tu dormi. Și ai murit. E, e clar, nu te, te afuriseau. Acum te dau afară de pe Facebook. E, da, clar. De mai multe ori pe zi. Nu o să crezi, este aceeași durere aproape. Bineînțeles. Și este suprapus pe rețelele de durere fizică. Durerea emoțională e pe durerea fizică, sunt aproape aceleași rețele. Da. Și atunci, cum să nu te simți înfiorător când ai zis ceva și tu acolo, ți-ai zis părerea undeva prin un Ajunge și acolo, ajunge și acolo. Deocamdată ieșim pe stradă, mai vedem și pe alții și ne simțim mai bine. Că ne uităm la alții și vedem cam, cam care-i treaba. Pardon, mm. care-i vibe -ul? Că zilele okay. astea e cu vibe nu, nu? Ai, ai, ai prins-o pasă cu vibe-ul? da. toate cu vibe acum. Așa, deci, domnilor și domnilor, Mihai Dobrovolski, am intrat direct în, în pâine. Zici că suntem de dimineață acolo când se amestecă toate ideile. Te ascult cu mare plăcere. Parcă te ascultam cu mai multă plăcere când te certai bine cu Craioveanu. Trebuie să <sus> spun chestia asta. Dar și G Gilda e ok. Matei face și el treabă bună. Ghirila e, e frecventabilă. Da, face o treabă. Mie mi-a plăcut, spre exemplu, dimineața, uh, mai ales Vibe-ul uh, uh. O achiziție foarte bună. Așadar, Gheri la Inconare un loc fain, la care ai pus umărul deja de două ori, nu? Cu o sincopă. De o singură dată, în permanență, adică... A, zici, cu, ne, cu în reîntoarcerea. Da. <hîm> Uh, am fost printre fondatori, am venit cu câteva luni înainte să înceapă radio adică l-am luat de la bătut uh, pioneze în uh, bureții antif de antifon din studiouri, uh, de la ales muzica, uh, în studio cu Mircea Oculeanu stăteam zile întregi și ascultam și adunam muzică, la, la, practic de la șurubăraie da. și am mers. Și s-a tot schimbat și se schimbă și se încope da. și toate astea. și după aia s-a întâmplat de norocirea aia birocratică, de s-au licențele. Era la realitatea, s-au certat Cosmin Gușă cu. Deci, o din aia semi-politico, așa, și-au ridicat licențele. S-au judecat câțiva ani, după care uh, s-au scos din nou la concurs. Și am, noi am fost foarte stresați, dar era cam greu să mi le ia cineva, pentru că eram cei care am făcut. Da, da, da. -și... Da, nu vreau să răscolți foarte că... mult acolo, dar tu ești unul dintre oamenii care face radio dinainte să se nască mulți din cei care poate să uită la acest podcast. Uh, și am, am căutat, dar uh, tu ești un pic mai bătrân decât internetul. Da. <laughs> uh, am găsit uh, Radio Contact. Brașov. Da. Da, acolo am început. Da, 90 -i... 96. 96, da, da. deci e corect, așa, da. ok. Pe vremea aia ascultam radio pe Walkman, pe Sony Walkman, aveam cu fir. Pe Sony, uuuh, da. aveam chinezesc. ce-am prins? 1200 de lei. Da, făceam da. naveta la LSN, uh, am auzit că tu ai făcut uh, școala Generală Hunterus școala General informatică, liceu. A, ah, uh, nu, informatică. Mate fizică numărul 1. Acum e Moisil, mi se Ah, ok, i-a Era cel mai bun din oraș. Da, mă, meșot, nu i-a zis meșotă după aia. <laughs> și era de tot de no, acolo. Nu, no, nu, no, nu. No. Informatică pe care București. Ah, ăla la altul. Gata, gata, la da, 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 la ea și Acum, da. Așa. La tocilari. <laughs> se știe, clar. Ce, dar la mine nu erau tocilari. Și meșot era. Nu, și erau mai buni și decât unii decât alții. Bă, întotdeauna am urat pe șaguniști că aveau o trupă de dans, de dans folcloric, de dansuri <laughs> tradiționale. Mi se părea așa o chestie foarte in your face, cum adică după ce că acolo se intra cel mai greu, era numai pe șpăgi, o ardeau și pe dansuri populare, ardeți și voi pe disco, pe ceva? Nu, erau, și acum a devenit să ok, mai ales după Revoluție. Bă, că suntem același an? Nu, 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 ai câțiva ani în față. Ok. Vreo șapte. Tu ai aniversat acum, 4-7 pe 8 august. Mulți ani mulți ani tăiască, o cumpi de întârziere. Dar ești fresh pentru vârsta asta. Practic, tu uh, uh, nu? Cum e treaba aia? Uh, 40, 9, uh, 20 sau habar n-am? este. Văd că se fac... Uh, unul la mână avem clar ustensile mult mai bune decât aveau părinții noștri, să spunem, la 40 de ani. Nea. Adică internetul ăla, de unde putem să aflăm una alta. Uh, asigurările medicale, uh, medicină, doctorie, evident. Și... Mai nou de câțiva ani, toate cercetările astea, foarte devenite foarte populare și popularizate de oameni ca tine care fac podcasturi, de Huberman, de uh, Sapolsky, de uh, Obrei Marcus, de toți. Tre trebuie să ne faci o listă. Ben Greenfield, da, Ronda uh, Patrick, uh, David Sinclair, care are cartea tradusă la noi despre anti-aging, despre. știi, două, trei paste, un resveratrol, un NMN și. Pam, ce pam. să vezi niște. și. Eu mă simt mult mai bine decât acum câțiva ani și nu știu cât de sincer ai fost cu complimentul tău, eu nu mă simt neapărat... Băi, e adevărat? Am senzația că parcă în tinerești. Serios acum, acum câțiva ani deveniți un pic așa încordat. Da. Da. Câți ani? Să știu la ce te referi. Mă, nu știu, dar trebuie să-ți recunosc că am renunțat un pic la tine atunci, pentru că mi se părea încrâncenat. Cred că vreo patru, cinci, până în trei. A fost după Piața Victoriei. Acolo a venit okay. momentul. Tu întotdeauna ai fost foarte fan, adică energia aia și dumele tale, sunt convins că tu în momentul în care te pui la microfon, te doar să începi să vorbești și creierul tău este optimizat pentru vorbi o, la radio. Îți dai seama. Tu ești în stare să, 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 schimbi starea tuturor și să schimbi și pata dacă e nevoie. Că nu cred că vii bine dispus să în fiecare bine, dimineață. Da. Ba da. Și erai foarte mișto în fiecare dimineață. Mm. Și după aceea ceva s-a întâmplat, că era, era ghirila da. și nu mai era nimeni altcineva da. dimineața. Nu mai încerca nimeni. Mai era pe Caterincă la zoo? Mm. Și ce mai era? Da, au fost niște momente grele pentru mine. Și au venit atunci cu mișcările de stradă. Și au venit în urma faptului că eu sunt destul de sigur pe ce cred eu. Eu am un am dialoguri interioare sănătoase, aș spune eu, cu mine. Și nu pot, mi-e foarte greu să zic altceva decât ce cred. Și în momentul în care am zis ce cred și se formase turbionul asocial. social, a fost un turbion, a fost un val. Și valurile astea au, se știe în psihologia mulțimilor, capacitatea asta de a face fiecare membru al acelui val, adică fiecare individ, de a-l face să preia o personalitate unică a mulțimii. Da? Bine, se creează prin, știi, e un fel de rezultant a vectorilor individuale, rămâne, se face uh -huh. un singur vector, aparent în mod natural totdeauna însă condus sau cel puțin dirijat un pic și folosit și vectorul ăla, personalitatea aia unică, îl posedă pe fiecare dintre membrii grupului. Și atunci eu, eu n-am simțit așa o mare uh, atracție pentru că mie mi-e frică de lucrurile astea. Eu am prins Revoluția, am prins mineria de am prins tot ce vrei tu. Și știu că valorile astea vin și pleacă. Și dacă vin și reușesc să se înșurubeze la conducerea unui sistem, uh, pot face foarte mult rău celor care sunt percepuți ca dușmani. Păi da. Că... Ok. Și atunci ce am făcut într-un mod destul de conștient a fost să mă pun ca dușman. Ca să știe că există. Și că dușmanii pe care cred ei, pe care ei îi cred total uh, dezgustători și inferiori, nu sunt niște neoameni. Și că, deși sunt de acord cu 95% din ce spun ei, ăia 5% când aruncă bani pe jos la bătrâni, needucați, când înjură în numele bunului simț, când sunt violenți pentru liniște și pace și echilibru, eu nu pot să-i accept. Și m-a luat, știi? M-a luat așa. Dar la început a fost foarte easy. Răspunsul a fost înfiorător. Adică, minciuni despre mine pe peste tot. Pe unde apuc? Eu nu sunt, ca să fim clar, eu, nu, eu am realismul meu. Nu sunt o mare vedetă. Am fost, acum 20 de ani. Dar totuși se găseau câțiva care găseau ei că trebuie să mă asasineze, știi? Character assassination. Și să mi lipească etichete și așa mai departe. Și... Social justice warriors. SGV-i, cum vrei tu să le zici? Ei sunt la fel. Nici de din ăștia. Absolut. Securiști, adică de toate a, okay. felurile. Da? Și a fost foarte greu, pentru că n-am cedat. Și gândește-te, George, eu fac parte din lumea aia. Adică eu eram un om fan, un om um, um, care merge în locurile în care mergea toată lumea prieteni din zona aia, cu două facultăți civilizate, adică și de peste tot îmi auzeam vorbe, vedeam priviri, eu eram dușman. Cu minciuni, cu pe unii am dat în judecată și am câștigat, pe unii nu o să-i toată viața mea și din când în când o să-i aduc aminte. Eu nu am greșit cu nimic. Dacă n-am greșit cu nimic, de unde. Și, și o poziție foarte interesantă, o poziționare foarte interesantă atunci, un, un, o dinamică foarte interesantă a fost următoarea. Și nu pretind să mă crea de nimeni pentru că n-are cum. Că ar fi cuvântul meu împotriva cuvântului altcuiva. Dar povestesc ce am trăit. Poate e interesant pentru mine. De te-am chemat. Să stai și să auzi minciuni despre tine este ceva, e, e, privileg, e o, o, o situare privilegiată până la urmă. Așa. Adică, dacă eu aș fi stat la televizor, ca majoritatea oamenilor, și auzeam cum își spun oameni minciuni despre alții, poate nu știam pe cine să cred, poate alegeam așa cu cine aveam afinități culturale, valorice, dar nu știam adevărul. Dar să fii parte din meciul ăsta și să auzi că ai luat bani cu sacoșa, că te-a plătit la că ți-ai luat licențele de la bă, ca să-ți faci aici, Și știind că sunt toate minciuni, și să vezi dinamica și să te uiți la oamenii ăia uneori în ochi și să, și să, zici așa și tu știi sigur că s-a întâmplat asta și să vezi niște ochi injectați care îți spun da și ești un nenorocit și toate astea e high level human experience și pentru mine ca psiholog și ca om de media și ca uneori pseudo sau pseudo analist sau analist amator sau ce vrei tu al societății și al mediului este wow pentru că vezi cât de absurd e tot în momentul ăla. E, acum pot să mă uit la ele respirând ușor. Atunci ajungeam acasă și vomitam. De durerea care zici tu, că toată lumea... Vomitai fizic? Fizic. Că toată lumea îți spune prieteni care îți trimit... Mamă, mamă, asta se somatizare din aia. Deci greu, greu. Și puteam să mă las de meserie. Dacă nu eram partener, da, dacă nu aveam o parte din radio... Eu nu cred că vreun patron risca să mă țină acolo. Uh -huh. Adică, băi, gata, s-a dus, nu mai e vremea libertății de exprimare. Acum se cer alte lucruri. Da. N-aș fi putut să judec niciun, niciun manager. Dar am avut norocul ăsta și probabil m-am și bazat pe el, că poate altfel era mult mai liniștit, mi-era teamă că îmi pierd cariera, știi? Dar așa am, am avut planetele astea aliniate și am zis, nu, 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 nu eu, eu trebuie să trec prin asta. E, 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 o experiență cu care nu știu dacă o să mă mai întâlnesc. Eu trebuie să văd lucrurile astea din interior și a fost foarte interesant. Și atunci, ca să revenim la... Am lăsat mesageria, de exemplu, deschisă. Noi, în timp ce facem, în timp ce vorbim dimineață, cei care stăm la pupitru, avem WhatsApp-ul deschis. Am văzut. Și sunt sute de mesaje pe zi. Deci, veneau atât de multe înjurături, crede-mă, în... și le citeam pe toate. Din, da. Te, te ai făcut aia cu citit comentarii nasoale înainte să fie la modă. Cred că printre primii, pentru că eu am zis că numai așa pot să devin cumva imun la această demență în care lăsăm în orice conversație, dacă sunt o mie de participanți, participanți putem lăsa 15 sau 7 care sunt mai vocal să preia discursul. Okay. A, asta facem. Noi asta facem, nu? De atâtea de ori. Uh, pe Facebook, pe peste tot, în ori de televiziune. Oamenii de bun simț stau liniștiți și nu zic nimic. Ceea ce ar și trebuie să facă, da? Când au început să urle, îi încep să urli la ei tot, totdeauna. Uh -huh. Și atunci am vrut să văd, ok, eu trebuie să duc asta, eu nu am voie să mă ascund. Da. Eu nu... Băi, păi, de ce nu mi-ai zis frate că să așa de Nu, nu, că ești ok, ar arăt mai maci așa. Păi, dar nu vreau. Nu arăți de 47, arăți mai tânăr. Da. Spion, da, chiar, chiar... Spion rus, da. Nu, da, era deschis. Așa. Da, e bine. Okay. Se poartă. Um, Lorena, ți-ar fi zis că e ok așa. Da. Da. Um, revenind, oamenii stau liniștiți și vin bullies. Încă n-au, nici nu avem termen pentru ei. Trolește. Tot neologism. trollul e altceva. trollul e... Uh, troll înțeapă. Bully vine și dă că nu știe altceva, ah, okay. știi? Și prea discursul vine cu băta, vine cu... Uh, sunt uh, agitatorii comuniști care intră la ședințe și se cu oameni în gură. Despre asta vorbim. Și am zis -a, nu, cum, cum, cum ar fi să închid eu mesageria și să nu mai văd celelalte sute de mesaje de la oameni pentru că 10 sau 20 îmi zic ăstea. Dar pe de altă parte. Să fi dimineața la 8. Să trebuiască să fii fresh. Să-i bucure pe ceilalți care îi Până în un alta, una dintre menirile mele principale pe lumea asta, de 25 de ani. În fiecare dimineață să fim happy, să arătăm că putem Haide să probleme, asta. De 25 de ani, tu te trezești da. dimineața, împotriva voinței tale, te duci la radio <laughs> și faci da. niște sute de mii de oameni Hai să se simtă un pic mai bine. Hai. Help me. Băi, de, eu abia no. mă târ pe mine din pat, tu ești no, deja no. acolo la treabă în fiecare dimineață no. și fie că ți-a venit să vomiți, că n-ai dormit mm -hmm. sau că ai o zi bună, tu ești acolo da. și încerci să dai deci cea mai bun din tine și la cum te cunosc și te simt așa după ureche, că deja după niște ani de, de te-am tot ascultat îți cam știu vocea, Băi, sunt zile în care mă prind că s-ar putea să n-ai o zi foarte mm. bună. Probabil, da. Dar simt cum baci, ape, apeși pe pedală și te duci mm. și ții ritmul și uh, mai, mai, dai o pasă, mai, mai, întorci o minge cu, cu ce intră în mână, îți dai seama, ușor, ușor ți intri în mână și ți intră în uh, automatism, inclusiv să -ți ții sistemul nervos în niște limite. Să, ok, ești nervos sau ai o zi proastă, sau ești supărat, sau ești trist, sau s-a întâmplat ceva în sol, știi să ți-l... Asta e un avantaj și un dezavantaj, evident. Mai dar totuși să faci asta 25 de ani, nu știu, e o de disciplină mult, fantastică. E mult. Este, cred. Cred, cred, asta aproape sigur, de altfel, că am luat-o de la taică meu, care, pe care eu l-am văzut totdeauna plecând la muncă dimineața, însemnând șase, 7, când noi plecam la școală și uh, venea seara sau peste trei săptămâni. Uhum. după ce stea prin tuneluri, de exemplu și am cred asta de mulți ani dar am, am văzut acum o confirmare de la un tip Warren Ferel, un cercetător care arată importanța taților în viața, mai ales a băieților așa este, dar și a fetelor adică, de ce? pentru că vezi tatăl că pleacă la muncă știi că muncește acolo vine obosit seara și se joacă cu tine da? petrece timp cu tine în mintea copilașului, 3 ani, 4 ani, 5 ani, e așa. O, oh, tata merge și muncește, face ceva ce nu neapărat îi place. Că și el știe ce înseamnă să-ți faci ordine în cameră, de exemplu. Deci face ceva ce nu neapărat îi place, o zi întreagă. Poate are puterea asta de a-și amâna plăcerea de a sta cu noi, ca noi să avem tot ce ne trebuie pe masă, în dulap, în rafturile de jucării și mașină faină. Și copilul ușor, ușor învață să-și amâne gratificarea, nu 5 minute ca în uh, marshmallow experiment, ci o zi sau două zile. Nu poate de la început, evident, dar îi, îi intră în el. Iar studiile sunt foarte clare. Adică lipsa tatălui e cel mai mare predictor acum pentru suicid, uh, abandon școlar, uh, criminalitate, deci pentru toate astea. E, e, e weird. Și putea unul din trei copii, de exemplu, în Statele Unite și Marea Britanie, că fără dată. Da, se întâmplă. Și în comunitatea afroamericană, spre exemplu, ăsta este un factor declanșator pentru violență, violența ulterioară și criminalitate. Și știi câți trăiesc fără în comunitatea afroamericană? Nu. Peste 70%. Peste 7. Știam că e foarte mult. Da. Sunt multe argumente. Acum am simțit chestia asta instinctiv, și când am făcut ruptura de televiziune, am investit mult mai mult timp în viața copilului meu, care uh, abia în ultimii doi ani mă recunoaște de partener de joacă, nu doar de părinte în acte. Înțeleg foarte bine ce spui. Bine, ea are acum 8-9 ani. Ei, fetițele oricum uh, petrec mult timp cu mama. Acum zic evident din teorie și practica pe care am observat-o. Ele învață. Foarte mult de la mama, pentru că învață prin da, imetism. Da. da, dar văd acum cât de important este să am interacțiune cu ea, pentru că mm. uh, față de tată uh, nu are doar afecțiune, și respect. Tatăl impune respectul și o anumită. Tatăl tot te a trimis la germană. Da. La Huntelos. Da. Și la da. grădinița germană. Și la grădinița germană. Da. 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 Și la mine tată a încercat chestia asta, dar a, n-a durat mult ca trebuit să ne mutăm. Din, uh, din, Codlea. Brașov, sau? din, Din, Codlea, la Vulcan ah, și după okay. în Brașov. În Codlea era școala germană, nu? Da. da că aveam colegi. Da, am făcut la școala germană un an jumate. Hmm. așa N-am apucat să prind prea multe germană. Anyway, 25 de ani în care te-ai ridicat și te-ai dus și ai făcut chestia asta care deja nu este doar un job, este, este o vocație. Și ăsta este un nivel de nu știu cum se zic în română, în ce se evită un neologism, dar e un commitment, este un angajament față de tine și față mm. de carieră, rarisim. În societatea în care noi trăim acum în lumea asta, 25 de ani este... Nu, nu. Pe o meserie, cum ar veni. Adică pe, pentru o singură meserie, nu? Pentru o singură meserie. Mm. Nu mai găsești. Și nu știu de unde îți găsești resursele, pentru că, îți dai seama sau nu, experiența ta, mai ales din ultimii ani, este extrem de importantă pentru noua generație de comunicatori, pentru că generația mea și ăștia mai tineri care vin după mine se prăjesc în valuri. Ce înseamnă să prăjesc? Adică ard repede? Ard repede, se deprimă mm. și intră în depresie. Mm. Aproape săptămânal văd câțiva de rang înalt, mm. dacă vrei, de pe content, care ajung să declare public că uh, sunt uh, deprimat sau în depresie. Unul uh, spunea... Azi dimineață un american pe care îl mai urmăresc spunea că îmi cer scuze că în ultimele două zile n-am avut clip, am stat în pan, m-am putut ridica, acum fac un tratament experimental cu ketamină. Se face, ketamina este printre altele, adică pe lângă psilocibin și DMT este copilul... Tibin. A zis că pe pastile n-a mers, a trecut la ketamină. e un tratament experimental pe anti, pen, pentru depășirea depresiei. Știi, mă simt ca un soldat bătrân care vede un tânăr de 25 de ani uh, plângându-se la nu știu, că i s-a desumflat bicicleta pe de-o parte, știi? Și pe de cealaltă parte știu cât de nasol este. Pentru că fiecare generație are povestea ei. Știi? Eu o, o, o... s-a polschi povestea de asta într-un podcast ai un maraton. Unul ajunge primul și altul ajunge al 20-lea. Cel care ajunge primul poate să fie foarte supărat și nu numai să fie foarte supărat, ci poate să aibă un nivel de testosteron scăzut pentru că nu și-a scos timpul la care visa el. Ăla care a ajuns pe locul al 20-lea poate să fie foarte fericit pentru că în urmă cu trei kilometri -și, și-a luxat piciorul și-l rupă și se -și, și iasă din cursă. Mm -hmm. Sunt multe exemple de genul ăsta care spun că inclusiv chimicalele din noi se modifică și ne dor sau ne fac plăcere în funcție de povestea pe care noi ne o spunem despre evenimentul respectiv. <hânt> în timpul unei operații, de exemplu, alt studiu care s-a făcut. I-au întrebat imediat după operație, pe, nu știu, apendicită sau ceva, mulți, sute de oameni, cum a fost operația? Grea, ușoară, fiecare cum a zis în timpul operației măsura seră și atunci gradul de adrenalină cortizol toate astea. Peste ceva timp, câteva luni de zile au făcut follow-up și au văzut următorul lucru. Cei care și au spus că operația a fost ok, chiar dacă au avut o experiență în sine fizică intrinsec mai nasoală în timpul operației, pentru că și au spus o poveste frumoasă, da, a fost un pic greu, dar îmi trebuia, era necesară și mă bucur că a reușit. Peste câteva luni erau mult mai ok și nu era traumă uh -huh. amintirea aia. Uite cu lockdownul. Eu căutam studii despre uh, efectele psihologice ale lockdown, lockdownului anul trecut ca să văd, băi, e ok ce fac oamenii ăștia în toată lumea? și am găsit doar unul în Canada pe SARS-CoV-1 sau ceva de genul ăsta, cât de cât serios, care spunea că efectele PTSD, sindromul de stres post-traumatic, după un, um, o carantină forțată, sunt în funcție de cum li s-a adus la cunoștință acea carantină cetățenilor. Și am vorbit asta și cu domnul Daniel David într-un interviu, um, rectorul Babeș bolyai și a zis și el, zice, nu numai că așa este, am făcut un ghid pentru, de, de bune practici psihologice în administrarea carantinei. Adică, ok, vrei să mă ții atâta? Mă ții atâta. Dar uite, hai să vă arăt cum poți să o faci ca să nu traumatizezi oamenii. Că dacă îi baci cu degetul așa în casă, vor fi mult mai traumatizați decât da. dacă le explici, băi, hai că trebuie să intrăm, că nu știm ce e și e nasol. Da. Și atunci... Poveștile pe care ne le spunem despre noi sunt foarte importante. Revenind la copii, la tineri. Mie, ca oricărui, oricărei generații de dinainte, îmi vine să arăt că vai, voi nu știți ce vremuri am prins. voi nu știți ce e la comunism, voi nu știți ce e la stres, la așa. așa. cares dacă nivelul lui de dopamină scade la fel de mult ca nivelul meu de dopamină exact. și ne dă aceeași suferință. Exact. Ok. Și atunci, hai să ne, să ne gândim ce putem face pentru ei noi, ăștia din generațiile mai avansate uh, în timp, să fie ok. Și nu om la om, că evident, asta e greu. Dar, per total, cred că ați fi, a fi loial muncii pe care o faci, limitele tale personale și să puși un pic atunci când nu mai poți, dar să ai și curajul să te lași jos și să ceri ajutor atunci când nu mai poți, mm -hmm. când, mai, când chiar nu mai poți, adică să știi limitele astea, cred că e foarte important. Și, na, da, cum zicea Simon Sinek, și să te întreb de ce faci ce faci. Este foarte important pentru că îți face povestea aia interioară care te ajută să treci peste operația aia când îți e greu sau peste corosul ăla. De ce fac eu ce fac? De, de ce fac? A, asta le spun tuturor oamenilor pe care aducem și în Cavaleria Hub când într-o zi, când ai o zi mai proastă, să aminte de ce te-ai apucat. E atât de simplu. Yep. Da? Dar chiar și așa, vedem mai mult ca niciodată acest job hopping, la dintr-un job în altul, de pe urma căreia nu rămâne mai nimic. Mm. Nu rămâne nici experiență, nu rămân doar traume. Microdivorțuri, micromormântări, le poți spune mm. dacă vrei? Mă întorc la tine pentru că tu ești invitatul și am nevoie de toată experiența ta și să încerci să ne dai, deși nicio generație nu învață de la ea dinainte, mm. dar măcar cei care vor să audă de la cineva care a trecut prin așa ceva, cum faci să faci atât de mult timp ceea ce e clar că îți place, ceea ce e clar că este vocația ta, mm. este dincolo de un job, și să treci prin niște aversiuni, cum să le spun, niște încercări. Averse. Averse, furtuni. Exact. No. Care ar face orice om normal la minte să renunțe, să zică gata, luați-vă, duceți -vă. Uite, te-ai gândit vreodată să emigrezi în perioada aia? În care perioadă? În perioada aia în care erai super atacat. A, nu, nu, no, nu, no. No, aș fi fost lași. Am văzut foarte mulți oameni foarte buni, spre exemplu comunicatori foarte buni, care anunțat și au plecat. Au plecat din țară. A gata, am văzut prea mult, mi-ajunge. Unul la mână nu cred că ține doar de România. Uite de ce se întâmplă în toată lumea. Uh -huh. Cu focare, evident. Statele Unite, Australia, acum mai, mai nou. Um, Marea Britanie. Marea Britanie, Hong Kong a fost. Um, așa că nu, nu cred că ar fi fost o soluție, dar... Da, vezi aici, cred că de fapt su secretul este culmea, paradoxal și un pic uh, contraintuitiv față de ce ziceai tu, în a-ți asculta generația de dinainte figurile masculine din viața mea au fost taică meu și bunică meu, care stătea destul de aproape de Brașov, Prejmer, bănesc știi, și care era o figură, iarăși, de la care am avut foarte multe să învăț. A făcut pușcărie politică, a fost în război, a evadat din război, adică o poveste de aia. A făcut cinci copii, a mai adoptat unul, adică deci o poveste plină. Și era preot în prejmer acolo. Și atunci am și văzut ce înseamnă să-ți asumi, poate, poate, mă gândesc, mai multă uh, responsabilitate decât alții. Uh, Dintr-o poziție, poate și un pic narcisică, nu? Să Profetică, dacă vrei. Adică, ok, trebuie să, să fac, să, se, da. să, să țin în echilibru comunitatea asta, să nu-i arasna... Sunt, sunt ambasadorul... Aproape un ambasador divin, nu? Da. Uite, în cazul bunicului aproape literalmente. Dar și în cazul altora, știi? Însă am învățat echilibrul dintre a fi un om responsabil și a avea competențele de a fi omul responsabil. Ca să ajungi la competențele alea, trebuie să muncești. Trebuie să înveți, trebuie să ai răbdare, trebuie să treci prin averse și să te opui aversiunilor. Și lucrurile astea le înveți de la masculin. Ce vorbeam mai devreme. Uh -huh. Da, gratificarea poate să vină nu mâine. Nu hai să facem acum lecțiile și să ne culcăm și mâine ne jucăm. Ceea ce fac mamele de obicei. Uh -huh. Ci trebuie să înveți ca să nu râdă ăia de tine că ești varză. Astea-s vechile tradiții care ni se transmiteau și care s-au transmis să-ți dai seama de multe generații, și eu am avut norocul să le iau. Ai fost inițiat. Am fost inițiat în, în ritualul de trecere. că mi fiind foarte îndrăgostit de meseria lui, de constructor, de drumuri și poduri. Și eu văzându cred, acum fac și eu un pic uh, autoistorie, istorie dar văzându-l cât de, ab, de mult abnegație are pentru muncă, mergând pe la el pe la serviciu de multe ori, o uh, oprindu-ne că mergeam cu mașina la fiecare tunel și să-mi explice, uite, a pornit scutul din partea asta, scutul din partea asta și au ce am pățit aici era să nu, să nu se întâlnească, nu aveam lasere, nu aveam GPS, și ce a fost, venea ce aușescu, ne-am amenințat cu pușcăria. Povești taf, de viață taf, de spart munții, nu? Bunic meu, la povestea propriu. de război, de când a fost arestat. El lumea a zis, mi -a povestit mai încolo, n-a vrut să-mi povestească de arestări. Dar de război, de, mai îmi povestea de cum a evadat de la ruși. Au fost niște povești interesante. Și am zis, băi, înseamnă că asta o să fie viața, adică te gândești automat. A, viața e cu din astea. Și te pregătești un pic pentru asta. Uh -huh. Dacă ți se spune totdeauna ă, ăștia sunt niște nenorociți, ăștia toată viața noastră o să ne nenorocească și noi suntem oameni buni și, dar noi nu o să ajungem niciodată să fim ca lumea, ar trebui să emigrăm. Dacă, dacă ți se dau de -astea negative și nu vezi bucuria omului da, spargem sparge munții, și de a evada de la de cei la care vor să te omoare știi, tu nu știi că există aversiuni peste care trebuie să treci în, pia în viață. Piață. Știi? Și cred că am avut norocul să fiu printre ultimele generații, care și au valori vechi, cred, de la părinți. Mm -hmm. Valorile care sunt lucrurile pentru care față de care merită să fii loial. Și care nu prea se schimbă. Până la generațiile noastre, și până în acest moment, când brusc au devenit valorile care nu sunt bune. Cum așa? Nu, nu le judec și nu judec, uh, nu știu. Binele e bine și binele învinge. No. Ce, cum, -cum, a, când a ajuns binele rău? Când au ajuns doctorii, în amicii? Când a început mass media. Să, de, uh, social media, pardon, să permită unui oricărui om să comenteze pe același nivel cu un doctor. Exact pe același nivel. Uh -huh. Sau când politicienii au decis să lase numai o parte din doctori să spună ceva, pentru că ceilalți sigur nu știu ei că zic altfel. Uh -huh. Și nu ne convine ce zic ăștia. Până în generația mea, cel puțin. Ierarhizarea asta socială era așa. Păi, anumiți oameni fac niște lucruri foarte importante. Nu știm cum sunt ei ca oameni. Unii poate sunt dezgustători. Dar medicii trebuie respectați. Că e greu să ajungi medic. Și cumva, în autoreglarea asta socială, dacă omul ăla a făcut 10 ani, 15 ani de zile școală, cu rezidențiat, cu tot, ca să ajungă medic, și eu n-am făcut și după facultate sau din avut a făcut facultate și repede m-am angajat undeva bănos sau așa, mă, măcar am a simț că omul ăla s-a chinuit, știe mai multe ca mine și îl las să fie, să-mi fie superior, da? Mm -hmm. Iar dacă ții minte, oamenii cu facultate zic, se făcea împărțirea asta. Bineînțeles. Oamenii cu facultate, oamenii fără. Iarăși, evident că sunt oameni fără facultate mult mai um, iubitori, drăguți, atenți, uh, poate și mai importanți prin ceea ce fac în societate, decât oameni cu facultate. Dar ca societate, ca organizare de societate, da, oamenii cu facultate au muncit un pic mai mult, câțiva ani în plus, au făcut școală în da. plus, au riscat poate mai mult, nu s-au apucat repede de lucruri, etc. Și au responsabilități mai mari, de obicei, nu, un șef de lucrări la o clădire are mai multe decât cel care face, numai, nu știu, bordura. Da. Așa se întâmplă. Noi eram învățați cu asta. Păi da, da, am murit la Revoluție ca simți. să avem drept de exprimare, să ne putem lua în gură cu oricine, oricine are o nu părere. Da. Nu, 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 înțelegi ce zici, stai puțin. Libertatea asta de exprimare, foarte importantă, ok, nice, dar ori o lași și o lași la toată lumea și vedem unde ajungem și ne reglăm. ori stabilim, așa cum am stabilit că nu putem să ne dăm pumn din gură pe stradă, stabilim anumite limite. Cine de... a stabilit chestia asta? Să nu ne dăm pumn în gură? Da. Probabil că la nivel de trib să a stabilit deja. Nu, nu s-a stabilit, că se nu. dau. Nu, atunci zic. Când? Înainte, înainte da? În, așa. În, 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 în arhaic, să spunem așa. Da. Într-un trib nu puteai să riști să ai bătăi toată ziua bună ziua. Pentru că se distrugea, nu? Adică orice trib avea niște reguli, niște ierarhii. Uh -huh. Altfel rămâneau la rang de mai mulți, de dea un cap societățile, mă gândesc să nu eu... Să vorbim urât de cimpanzei, care au și reguli. Au reguli, absolut. absolut. Cu, cu o singură condiție, să nu depășească și 150 în, într-un și așa mai departe. Dar au și ierarhii. Bineînțeles. Și și le păstrează. Și nu se duce juniorul să se ia cu șeful de trib direct așa din primă. Se mai duce, da. Și evident, știi că e o discuție fără sfârșit. Da, e foarte bine că e democrație peste tot, dar dacă ajungem o piață și nu, nu mă refer la piețe politice, mă refer la uh, un, un octogon de MMA și toată lumea are voie să se bată cu toată lumea. free for all așa, o o, în cușcă. Un free for all riscul este, ok, nu zic poate și asta, ok, let's do it. <fie> Cum să-ți spun, dacă asta trebuie, ok, nu nu trebuie, clar uh, okay. că nu trebuie. Păi dar aici rău... suntem. Aici suntem. Aici suntem normal. Aici suntem. Da. Și, și cu ce îți spuneam mai devreme, scuză-mă. Aparent e libertate. Pentru că așa cum îți spuneam că, toate rezu că rezultanta aia tuturor vectorilor, mii, milioane, miliarde de vectori, de exemplu pe Facebook, rezultanta aia nu este atât de naturală și de rezultantă cum credem noi. Pentru că Facebook, de exemplu, are niște departamente de uh, studii neurologice, ceva incredibil și are niște specialiști care știu exact când tragi tu ăla în jos, screen cât să-ți lase rotița aia sus, ca ție să-ți meargă dopamina aia, să-ți o crească și să fii, mmm, yes, yes, dopamina. Știi că unii dintre cei care au lucrat la rotița aia sunt aceiași care au lucrat la uh, programele, softurile pentru mașinile din Las Vegas. Ei știu foarte bine. Hai să-i dăm acum, le dăm 200-500 de like-uri. Îi lăsăm așa obișnuim vreo săptămână și săptămâna viitoare, buf, 100 de like-uri. Oule, ce s-a întâmplat? Dar de ce nu mai place lumea? Iar circuitele pe care intră trebuie astea, noi nu suntem conștienți de ele. Bineînțeles. Când vezi că un fost coleg de liceu cu care tu n-ai vorbit de 10 ani de zile este invitat la o fostă colegă de liceu cu care tu n-ai vorbit 10 ani de zile, foarte mulți dintre noi se simt nebăgați în seamă și bădau pe mine de ce nu m invitat. Sunt chestii arhaice, noi nu le putem controla ăstea Și sunt conștiente. Pentru că oamenii se cred mult mai speciale decât sunt. Că de fapt, destul, Nu suntem chiar de complicați pe cât credeam. Da, ca să închei însă cu social media, s-au creat niște sisteme total protejate. N-ai voie să dai în judecată Facebook. Bineînțeles. Nu-i voie. Dar da, tu nu -i, Acolo nu e spațiu public. E spațiu privat. Nu, nu de asta. Nu, 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 că dacă era spațiu privat avea voie. Există o chestie. Este section... spațiu privat al lui Facebook. Nu. Nu e asta. Tocmai că e spațiu nu. public. Aproape. Există o chestie, Section 230, într-un Freedom of ceva ACT în Statele Unite, care spune că și-a început cu uh, firmele de telefonie. ATT, de exemplu, firmă de telefonie sau știu eu ce firmă de telefonie, orice firmă de telefonie, nu poate fi dată în judecată pentru conținutul convorbirilor telefonice. Adică, dacă doi oameni uh, plănuiesc un atac la telefon, evident, ATT nu poate fi dată în judecată pentru că prin telefoanele și rețeaua ei s-a produs acel atac, da? Și cei de la social media au făcut același lucru. și stai puțin. Păi și noi suntem, că noi nu mai punem platforma la dispoziție. domne corect, dacă scrie unul ceva de, nu știu, tot așa, un atac, sau cheamă un mob din ăsta să linceze pe nu știu cine, cum să fie, Facebook de vină. Ok? Mm. S-a transformat. Și acum Facebook știe foarte bine. Are niște potențiometre extrem de clare ce vreau să se întâmple, vreau să se întâmple asta, vreau să se întâmple asta. Hai să te în povestea lui ăla ca să câștige ăla, la altă. hai să... Social dilemma 100%. E, 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 e. E, e, de acolo, este, da? da? E cum faceau băiatul ăla și... E. Da. Omul nu este chiar de complicat, da? Suntem, până la urmă, neocortexul este suficient de recent și noi avem prea puțin control asupra instinctelor noastre animalice încât să zicem că suntem vreun animalul prea evoluat. Că dacă eram chiar așa de evoluați, poate eram că extraterestrii aia cu creierul foarte mare, mm. fără păr pe față, Mm. Mă gândesc, nu știu. De ce ai zice asta? Păi, noi suntem echipați. Gândește. Mă gândesc inclusiv la chestia asta. Că noi trebuie să mergem la sală ca să fim sănătoși. Trebuie să mă duc să fac efort fizic de care nu am nevoie mm. ca să fiu sănătos. Deci e clar că lumea în care trăim este foarte modificată față de locul de unde venim și noi nu suntem adaptați la lumea asta. Adică. Trăim în Holocen, nu? Într -o, pe o planetă modificată profund de om care nu are nicio legătură cu leagănul umanității. Aș zice că ăsta e pericolul să credem că nu are nicio legătură. Păi, dar, Pentru că ne-au neocortex... ceva natural. Uite, ne uităm aici pe fereastră Aha. și zim ceva natural. În afară, copacii, de exemplu. Copacii, ăia sunt uh, modificați de om, au fost uh, făcuți prin uh, hibridizare și ia, am, am selecționat numai castanii care dau castane mai mari, habar n-am. Okay, Știi ce se întâmplă? Ăsta este, cred că, unul dintre marile pericole ale noastre. Um, să nu fim Să credem că noi nu avem legătură cu nimic natural, deci nici în noi nu e nimic natural, okay. și intrăm într-un haos înfiorător și într-o teamă înfiorătoare într-o anxietate. Adică, ok, și noi ce căutăm pe pământul ăsta? Pe când, cumva, firicelele astea de uh, firmiturile aruncate de noi în urmă ca să vedem de unde am plecat, le ne pot arăta un pic, ne dau niște indicii. Bă, stai puțin, ok, dar uite, dacă studiem, că vorbeam mai devreme, cimpanzei vedem cum sunt ei făcuți, noi trăgându-ne de pe lângă ei, de pe acolo... Înseamnă că s-ar putea să fie ceva și poate învățăm ceva despre noi. Și asta facem. Adică eu sunt destul de încrezător că suntem ok. Facem asta tot mai mult, știm tot mai multe despre noi. Așa este adevărat. Dar cu toate astea, călătorie foarte lungă și noi nu suntem, nici măcar nu se vede luminița de la capătul tunelului, dacă vrei. Luminița care este? Care este finalul? Un echilibru, o liniște, o, o adaptare la acest normal. Pentru că am senzația că schimbările uh, și felul în care uh, fibra omului este întinsă, se, e, omul este întins mai, mai tare decât poate el să ducă. Dar te gândești vreodată când e greu de dus tocmai pentru că se raportează la o luminiță în permanență Așa. și nu știe când ajunge odată acolo, când de fapt, dacă este sincer că el însuși habar n-are ce este luminița aia și nici nu știu care e sensul de. acelei luminițe. Adică ce vreau să spun? Știi, există uh, jocurile finite și jocurile infinite. Așa. În teoria jocurilor, da? Jocurile finite sunt cu număr fix de jucători, sunt două echipe să spunem, da? Poate să fie mai multe. Și sunt, e număr fix de jucători. Regulile sunt clare și neschimbabile și există un uh, outcome foarte clar. Cine câștigă și cine nu câștigă. Ăla este jocul finit. Jocul infinit este cu număr variabil de jucători. Regulile se mai schimbă în timpul jocului. Sunt reguli, dar se mai schimbă. Nu există un outcome care închide jocul. A, gata, 3 la 0, a câștigat ăla. Este ongoing. Nu e ideea mea, iarăși. E preluată. Dar dă o metaforă ca să poți să o procesezi. Deci te referi la fotbal sau jocul vieții? Care e treaba, nu? Uite, la politică să ne referim. Ah. De exemplu. Ajungem acolo, da? Sau la relația ta cu luminița, dar ajungem după aia la relația cu luminița. Noi zicem că suntem într-un joc finit sau părem că suntem într-un joc finit. Trebuie să-i omorâm pe ăi lați. Că sunt două partide, că sunt două, nu știu, ideologii, că sunt vaccinații contra nevaccinații, că trebuie să-i omorâm pe ăi Echipa noastră trebuie să bată echipa adversă. Nu, nu e atât de simplu. Trebuie să o distrugă. Trebuie să o distrugă. Trebuie să o distrugem. Noi trebuie să distrugem cealaltă echipă. Când de fapt, dacă stăm un pic și ne relaxăm, ne dăm seama că nu avem un număr fix de jucători. Se schimbă de la politică, la ideologii, de la generațiile se schimbă, primez noi membri, mai pleacă membri. Deci se modifică numărul de membri, se modifică regulile jocului, aflăm lucruri noi, Vin sisteme politice noi, mai vine un război, o calamitate, o pandemie. Deci se schimbă totul și nu se termină, cel puțin nu știm să se termine, jocul de la un anumit eveniment. Adică după ce eu o să-i bat pe aia o să oprească lumea sau ce? Sau o să da. fiu rege? Și atunci, adică nu vom scăpa niciodată de PSD? Gen. Gen, hai să-i omorâm pe ăia, hai să-i omorâm bătrânii ăia că n-au bani și nu sunt așa, da. uh, hai să-i omorâm pe useriști că sunt neomarxiști, hai să-i omorâm pe peneliști că de fapt sunt pesediști, Hai să -i... totul este hai să omorâm. Nu? Uh -huh. uh, ok, și atunci setarea asta la ce duce? La o, o luminiță, fiecare are luminița lui, pentru ăla este să distrugă USR-ul sau aurul sau știu eu ce, pentru ăla este să moară toți nevaccinații, doamne, dacă ar murea sau pentru ăla să moară vaccinații, să vadă ei că am avut o dreptate și că, de fapt, faci microchiaguri și nu știu ce. Și toți trăiesc cu luminițe de astea în timp ce viața se întâmplă și este un joc infinit. Și cel mai bine dădea de cineva un exemplu și spunea și un exemplu științific, este un studiu care spune așa că mult dintre uh, campionii la anumite, la, la sporturi, era la tenis, parcă nu mai știu, ar da ani din viața lor să câștige uh, campionatul suprem sau Cupa Supremă din sportul lor. Ani. Nu știu, nu mai știu, cât era 5 ani din viață sau ceva de genul. Deci ar da ani ca să câștige să fie campionii lumii. După care, alt studiu spune că cei care câștigă genul ăsta de cupe se bucură cam o zi. Mai era un studiu cu ala cu fericirea că după șase luni de la paralizie s-au câștigat la loto, nivelul de fericire e voilà. identic. Cert este că dacă toți ăștia care cred că dacă ar nimici pe ăilalți, polul opus, ar fi în sfârșit fericiți și n-ar mai avea anxietate și n-ar mai avea uh, uh, sindromul impostorului și dubia asupra lumii și mai departe. În sfârșit lumea ar deveni un paradis. Dacă s-ar întâmpla, Doamne ferește, într-o zi și-ar da seama că începe un nou iad. A, oh, stai, dar vrea să mă omoare ăla, de eu n știu că ăsta îmi bagă de C -c 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 fapt... Când ți-ai da, da seama de dat? chestia asta? Cred că destul de curând, adică după ce s-a amplificat atât de tare lupta asta între toți oamenii și par toți că vor să-i omoare pe ceilalți, este e, e crazy. Păi asta vor, ne-ai văzut în parlament, dar a fost din nou da, circ, da. Uh, suficient încât să ni se rupă tuturor cheful de ce se mai întâmplă acolo. Dar nu. când, când ți-ai dat tu seama că e ok. Că e ok ce se întâmplă? Nu că e ok, că nu neapărat că e ok, în sensul că bă, asta e, se întâmplă. Nu. Ceva de genul constatat. Um, constatator, așa, știi, se întâmplă, nu pot eu schimba chestia asta. Nu, nu neapărat. Poți schimba, poți influența? Ok. Mă împac, mm. nu mă împac cu chestia asta, dar oricum ea se întâmplă, ea este. Mm. Da ceea ce văd eu este, mm. și oricât nu mă pot eu opune întregului val. Pot să încerc să fac chestii, dar. Cred că a venit, adică nu greșesc dacă spun că în urma terapiei mele personale, în care am stat mult, pentru că mi-a plăcut, mie mi-a plăcut psihologia de la început, din liceu. Am, atunci am început să citesc. Uh -huh. Și, pe la 30 ceva de ani, am început propria terapie. Am schimbat mai multe forme de terapie, de la un moment dat încolo, ca să învăț, să văd. Deja mi era clar că o să am o carieră și din asta, și am zis, ok, hai să văd cum e asta, cum e asta, cum e psihanaliza, cum e uh, analiza tranzacțională, cum e experiențială, cum e. Am vrut să văd. În analiză tranzacțională te-ai și specializat. Da, am una dintre formări acolo. Și de-a lungul anilor, ok, te um, te echilibrezi, scapi de balast. Balastul sunt credințe nefaste, um, sunt setări corporale aiurea, sunt, sunt tot felul de lucruri, unele sunt foarte fine. Cert este că după ceva timp. Cred că am scăpat de destul de mult balast cât să zic, stai puțin, dar viața este respirabilă uneori fără să trebuiască să ating luminița aceea. Uneori. Mm -hmm. Că o fi și o luminiță, nice. Că, dă o că o simt și îmi dă o direcție, apropo de binele învinge. Binele nu este un dat. Nu e ceva cert. Dar e o direcție. Ca și, uh, nu știu, uh, arhetipuri de puternice, da? Lumina cu Dumnezeu și... Uh, iadul, raiul și iadul. Ok, nu pot spune, noi nu putem spune exact ce e raiul și exact ce e iadul. Dar simțim fiecare o direcție. În, în finele alegeri interioare știm. Okay. Bă, dacă, dacă acum, de exemplu, numai ca să mă simt eu bine, îi zic -o la vreo două chestii nasoale, ca să mă simt eu cu serotonina ok și să mă setez, să mă poziționez social. Dar știu că îi fac rău, dar bă, miele, știi ceva? Dă, dacă fac asta, și după aia mă și bântuie un pic. Da, poate că am făcut ceva rău și poate pot să fac data viitoare mai bun. Că până la urmă lucrurile astea de bază cu asta putem cuantifica, nu? Cât suferim și cât suferă și ceilalți? Cât suntem bucuroși și bucurăm pe ceilalți? Ai altă monedă reală? Dincolo, ok, am înțeles, ideologii, draci, ok. Deci, ce, ce, ce -mi spune? tu -mi vorbești despre economia suferinței. Cât iau, cât dau. Ai zice o contabilitate a suferinței, da. Exact. Ai spune. Cred că una dintre monedele forte cu care îți poți organiza bine viața este asta. De ce spun? Pentru că noi oricum avem, dacă rămânem în analogia asta, avem conturi. Toți avem contul acestor monede. Nu totdeauna îl știm, nu totdeauna îl cecuim. Când îl mai las acolo, că poate mai crește el rondul și mă mai uit peste că mor în fiecare zi a crescut astăzi, deci, wow! În sfârșit, peste ești 200, bine, nu? deci. Așa. Nu te bucura prea mult că. Evident. A fost corecție. Da. Deci, avem contul ăsta, dar contul ăsta este în zonele alea subcorticale, că ziceai de, cortexul, de neocortex. În zonele subcorticale, noi simțim mult din cât suferă altul, la nivel de microexpresii, uh -huh. la puls. De vedem... ce e cu mine? Nu, dar n-am zis nimic. Nu, nu, dar știu că ai ceva. Poate să vezi și o proiecție, dar când intră cineva supărat, îl simți, Încă nu se știe cum. Da? Sunt microexpresii, vezi pupila, vezi respirația, vezi culoarea uh, pielii. Altele poate sunt misterios într-o altă zonă, dar acolo, la emoții, la creierul limbic simțim. Evident ne ajutăm și de gânduri, evident că învățăm și semnale sociale și așa mai departe. Dar acolo se joacă. Ori noi acum trăim într-o societate foarte narcisică, dar narcisică în sensul, um, aș zice, de cortex prefrontal, așa. Le gândim pe toate. Totul trebuie să gândim. Uh, să ne conținem emoțiile, să fim super powerful, să nu fim vulnerabili. Și revin la ce spuneam la început. Păi dacă eu nu sunt vulnerabil și îmi închid zonele alea, da, îmi închid clerul și și limbic, și, și ăla de sus, ca la școală, ca la liceu, nu, la, la, la mai acolo. Deci, dacă eu închid și îmi închid legătura dintre cortexul prefrontal și zonele astea uh, subcorticale, sunt niște, uh, uh, ventromedial, nu mai știu, sunt niște canale, nu sunt multe, sunt niște canale. Și eu le atrofiez pe le alea, le închid, ca să nu mai îmi simt, simt emoțiile, că sunt nasoale. Am, simt, am avut traume, am la grădiniță, nu știu, mă, un băiețel mă trăgea de codițe mă, sau mă făcea urâtă sau nu știu ce. În școală m-au bătut. Aia. Deci toate astea eu pot să le închid. Pot să le închid. Problema este că și bucuria e pe același canale. Și, și bucuria tot cu ceilalți se face. Că nu poți să fii bucuros singur. Emoțiile sunt făcute pentru uh, viramente în uh, monedele astea emoționale. Am închis acolo, nu știm ce circulă între noi de foarte multe ori, mai ales noi bărbații. Mergem undeva, îi spunem cuiva ceva ca să fim șmecheri și să fim șeful la masă, simțim pe undeva că ăla se duce acasă și suferă sau uh, uh, nu știu, zice la nevastă sa și nu mai poate să se apropie de ea sau cine știe ce se poate întâmpla. Dar noi plecăm mișto acasă. Dar acolo contul să știi, e, e foarte fin. Și se știe. Cu o singură excepție, psihopații. Psihopa psihopații, la ei e altceva. Ei, ei pot să, po să facă chestia asta fără să da? umble la, la cont. că adică hmm. mai pe românește, nu se încarcă ei pe suflet că ți-au făcut ție rău sau ți-au zis la ție La problema este că amigdala nu pornește. Ei n-au frică. Da. Amigdala, bobița aia care ne dă frică, la ei nu pornește. Noia, cum se zice. Și sunt mulți. Uh, E Eu nu că, E adevărat că sunt 10%? Nu, cred. Depinde acum de ce DSM folosești și ce. Ai, nu e 0 sau 1, dar diferite. Nu știu, nu știu să-ți spun. Dar oricum mă feresc, mi se pare o mare prostie să pui diagnostice de la distanță. Okay. Adică n-ai cum. La mulți să știi, unii pot fi psihopați real și structural cu amigdala făcută varză și care nu pot simți frica fizic, biologic dar la foarte mulți, poate fi această închiderea canalelor între gânduri și emoții, între gânduri și corp, pentru că sunt împreună, emoțiile noi le simțim prin corp foarte mult, nu numai, dar foarte mult prin, și închid și sunt oameni care, și am văzut de multe ori în terapie treaba asta, adică am văzut, am fost în niște grupuri de terapie pentru terapeuți, pe bodywork, unde trăiești fizic niște traume, cu ajutorul celorlalți, e mai pentru profesioniști așa, pentru că e foarte tough. Dar am văzut oameni care scot din ei niște blocaje emoționale și care se schimbă inclusiv la față. Mm -hmm. e, e tough, e powerful. De exemplu, lucrul ăsta se pare că îl face uh, psilocibinul. Se studiază okay. acum sunt două centre mari care studiază, John Hopkins, Spitalul din Statele Unite, și MAPS, e o organizație foarte puternică, e deja la uh, studii de uh, faza 3A, și se pare că undeva în 2023-2024 o să avem medicamente, cel puțin în State, o să fie pe psilocibin. Sunt Sunt um, halucinogene. Um, aha. Ok. Și nu microdozajele, cum crede lumea și că e simplu. Să zici că e niște microdoze și că wow, nu treci printr-o muncă, te întâlnești cu monștri, dar se pare că poți să o grăbești în sensul că ai un, un patru ore înfiorător cu doi terapeuți, așa este uh, structura, unul bărbat, unul femeie, totdeauna, totdeauna, ca să acopere toate transferurile care se pot face cu mama, cu tata, femininul, masculinul, etc. E greu, e taf, dar cu niște rezultate incredibile. Incredibile. Și ne ducem încolo, adică îți garantez terapia va fi asistată cu substanțe 2, 3, 4 ani, nu mai mult. Um, și va avea foarte repede o amplificare și o grăbire fenomenală. Ok. Pentru că e nevoie. Pentru că mai mult ca niciodată generația noastră este expusă la surse de stimul, la stres, la forme de violență, de orice fel, Absolut. care nu știu, generațiile anterioare le-a fost atât de greu din punct de vedere emoțional, că au trecut și prin războaie, prin... Care, care generație? E foarte important. Nu știu, uite, părinții, bunicii noștri... Aici e foarte important. Una-s părinții, una-s bunicii. Și zic de ce. Okay. Bunicii au trăit într-un sistem. 80% dintre ei da, au trăit la sat. România era, eminamente agrară, 20% urbană. Așa. Deci au trilasat. Gândește-te, în niște obiceiuri, în niște cutume, în niște ierarhii de sute, unele de mii de ani, acolo tot merge ușor. Care să fie stresorii dacă toată lumea știe care e mersul, știe care-i datina, au niște întâlniri sociale extraordinare, socializează, foarte important pentru stres. La părinții noștri e altă treabă. Au fost mulți, majoritatea dintre ei, din acea, acel semiparadis, să-i spunem, arhaic, unde regulile erau clare, cutumele erau clare, natura era aproape, foarte important. Și au fost luați doi câte doi, puși în niște cutii de chibrituri de beton, cu slabe ieșiri în afară. Gândește-te, mergeau la serviciu, veneau acasă și se mai plimbau printr-un parc la un mic sub tâmpa, dacă ții minte, stăteau la coadă și stăteam la coadă cu muștarul la apă și în, uh, două restaurante care încă mai aveau uh, bere și Pepsi, dacă avea Pepsi era. Ok. Deci, luați din natural, puși fără o cultură a datingului, da? Una era în sat, când te vedeai cola de la horă de la 15 ani, de la 12 ani, îți făceai ochi dulci, știai, ăla e alu ăla, bă, nu mai umbla cu ăla că e alu ăla așa ăla e hoț, e bețif, așa mai Era altceva. Acum, se întâlneau la facultate, doi câte doi, și noi ce facem? Păi nu știu. Sau la fabrică. Sau la fabrică. Puși și niște cutii, efectiv, stresoare în sine, să-ți auzi vecinii, să taci din gură că poate microfoane. Să fie casa mică, să nu fie apă caldă, să n-ai unde să te duci, să n-ai unde să te plimbi, să n-ai unde invita oameni, hai să facem masă, vin, stai ca pereții pe tine, 2,50 m, totdeauna cerute bagă în pământ. Acolo s-a rupt. Mm -hmm. Ac și plus, un regim care îți spune că tot ce ai învățat tu este rău, nu că nu mai este valabil, este rău. Mm -hmm. Chiar buriz răi, părinții tăi au fost răi pentru că au fost uh, naturali. Și mergeau la biserică, de exemplu, socializau, aveau credințe, tradiții, ar, arhetipuri. Nu mai ai voie. Nu, 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 nu. Noi suntem omul nou și tu te duci. Păi cum să nu trăiesc oamenii în stres, că nu știau ce fac pe lumea asta? Pe vremea când stresul nu era un cuvânt. Pe vremea când stresul nu era un cuvânt. Cred că avem mai puțin stres acum. E o părere intuitivă. Că nu era raportat, da, dar avem, evident. Avem bagaj de la părinții să ne ajungă trei generații. Avem, dar se lucrează bagajul ăsta. Se, se lu lucrează. Se, se lucrează unul ca tine care se duce ani de zile și dă jos bolovanele din mm -hmm. raniță. Dar merită. Da. Dacă vrem să convingem pe cineva să se apuce de terapie, da, e un argument bun. Dar de ce ei ține în continuare? Dar eu nu rețin pe nimeni și eu fac. Fac de fo foarte mulți ani. Excelent. De ce ține? Da, dar România este codașă la terapie. Și, a, știi, și asta se vede peste tot știi care e problema și aș vrea să zic asta că poate pe unii convinge foarte mulți uh, oameni în general băieții nu? că trebuie să fie tough că las că știu eu cum e că... rămân prinși într-o roată de asta vicioasă și anume tu ai fost copil și ai avut un natural al tău nu cred în nașterea tabulara sa Cred că ne-am născut cu traumele cu noi și cercetările par să demonstreze că așa este. așa este. De exemplu, o mamă stresată sau deprimată, automat îi scade testosteronul copilului, care automat nu mai ajută la stres. Adică se întâmplă foarte multe lucruri de genul ăsta. Așa este. Dar una peste alta te-ai născut, da? Pe lângă ce ai moștenit tu, mai vine viața care îți dă tot felul de condiționări. Și ușor, ușor ajungi să ai. Pe de o parte, acel uh, copil care îți arată ce e natural, să spunem, și știe ce vrea, că pornește de la vreau căpșuni, vreau bomboane, nu? Vreau să mă joc, vreau să, mă, să ies pe afară, deci știe ce vrea, și vin lucrurile pe care le înveți și care spun: Nu, 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 voi, ăstea stați acolo. Și ușor- ușor, după o amplitudine de oareși ce timp, ușor- ușor, se, la, la mulți oameni se sedimentează. Și rămân fixe și bătucite și betonate. Și când îi spui unui om de ăsta, bă, da, nu-i vrea și tu să vezi dacă nu cumva e și alt mod de a trăi pe lumea asta, poate e mai liber, poate e mai fain, poate te bucuri de viață mai mult. Oamenilor le este frică de schimbare. Intervin toate betoanele astea care apasă în jos, pentru că sunt foarte perfide. Să ne înțelegem, asta. uneori sunt voci, de exemplu, și nu trebuie să fie o tulburare uh, uh, din DSM. Foarte mulți oameni au voci în cap care îi spun iar ai făcut asta. Nu, e mama la telefon. Mamă, tu când îți iei o slujbă? Da, da. da. Ia și tu o slujbă, angajează undeva. Pentru că mi-am făcut firmă. Aoleu, mama, dar cine îți plătește ție salariul? Și renaște mama introiectată, se cheamă, e. care îți spune în cap dar tu când te apuci de ceva? Datul, toate... Mă, copii, dar voi când faceți? Când vă luați exact. și voi? Când faceți și voi și un aș te duci, vrei să te duci în terapie și toate vocile alea, băi, dar noi am muncit 20 de ani să ținem vocile alea care ce vor să iasă de acolo și monstruleții aia și toate astea. Noi de 20 de ani muncim să le ținem acum. Voi, tu crezi că te lăsăm să le scozi? Noi ce facem? Noi suntem puși? Noi pentru ce suntem puși aici, domne? <laughs> Înțelegi? Asta se întâmplă în interior, evident, simbolizat. Și atunci, nu, 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 lasă așa. ca ce spui tu, nu știi ce iese de acolo. Și uneori, în funcție de cât ai apăsat, nu, nevrotic acolo, uu, poate să iasă niște procese care uneori sunt mai mult decât nevrotice. Acolo te-am pierdut, când au început să iasă. Adică? Atunci am venit la tine, când am văzut că clar că era într-o transformare și mm. vocile alea din tine urlau. Nu, atunci nu erau vocile alea. Nu, atunci era pur și simplu o disperare, foarte din prezent era. O disperare că un public cu care m-am înțeles bine și căruia i-am dat mult, știi, adică evident luând o poziționare socială, faină, bani, e ok. Dar eu simțeam că afectiv dau chestii faine, că îl bucur dimineața, că toate astea și brusc o mare parte, sau cel puțin așa percepeam eu de la cei câțiva scandalagi, că acum lumea zice că totul e ok și că de fapt n-a fost niciodată. Nu mă bazez nici pe asta. Mulți -au, au avut o amnezie brusc. Dar eu am zis, brusc că se întoarce împotriva mea. Și a fost ceva înfiorător pentru mine. Era, pentru că eu, a fost o perioadă când erai singur împotriva munci, tuturor. Da, pentru asta munceam, ca să fie nice. Tot ce credeam eu că, e, că merită în lumea asta, așa nume, libertate de exprimare, libertate de gândire, să nu ne mai întoarcem niciodată la totalitarism, la dăstea era întâmpinat cu niște urlete și cu toate astea. Însă, sunt foarte bucuros că s-a întâmplat. Pentru că am învățat ceva foarte puternic, știi? Ca tot ce e în viață, na, este și o lecție. Și anume, aveam nevoie prea mult de validarea lor. Adică depindeam de asta. Era ca și cum, ok, ce fac eu în viața asta? Păi eu în viața asta sunt vorbitor la radio. Și îi bucur pe oamenii aia și oamenii aia la schimb îmi spun ce chestii mișto le zic dimineața și mamă când ați lipsit ce nasul a fost pentru că nu mai redeam dimineața. Am un sens senzațional când aud asta, nu? Se pare că nu ăsta trebuie să fie sensul, să depind de ei. Asta mi-a dat viața. Și cred că acum am o relație mult mai ok cu ascultătorii, cu Privitorii, cu publicul, cu mediul. E ca într-o relație, știi? S-a descărcat. Era o codependență acolo. Ok. Da? Și cu, ca în orice codependență, relația nu era foarte fair din partea mea și foarte reală, în sensul că eu eram îndrăgostit de publicul meu sau îmi iubeam publicul, dar să fie așa cum vreau eu. Mm -hmm. Și să mă iubească necondiționat, și să mă lase să mă răsfăț, și să-mi ierte toate prostiile pe care le zic, și când le arunc cu vorbele așa, și toate astea, că vezi, Doamne, e greu ce fac eu, și că mai scapă vorbe, și. Și când publicul a zis, mi-a arătat, nu ne place de tine acum, în momentul ăsta ești așa, eu am nebunit. Îți dai seama. Eu sunt publicul ăla. nu 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 da. Ok. Și, și ac acum sunt extraordinar de relaxat. Și din multe alte motive, adică dacă aș pierde publicul acum, m-ar durea, dar ar fi o pierdere normală. Viața se întâmplă, ok, ne mai despărțim în viață. Asta e situația. Păi da, dar până la urmă, măsura succesului unui om de radio este audiența, nu? Mm, nu părerea că, lui despre sine. Știi, aveam o vorbă, că mai mult decât audiența, importantă este plăcerea audiției cu cât te lărgești mai mult și vrei mai mulți oameni, cu atât trebuie să îi mulțumești mai mult. Da. Și mai la, mai la media gaussiană. Adică dacă noi am vrea, cu Guerilla de exemplu, să jucăm la sute de mii pe zi de ascultători, multe sau milioane, un milion, două, noi acum avem 100 și ceva de mii de ascultători pe zi. Dar am putea să jucăm la milion. Bun, asta ar însemna că trebuie să dăm, nu știu, piesele, dar bănuiesc că sunt destul de repetitive pentru o persoană inteligentă, să o plictisească și așa mai departe. Discursul, iară, ce povestim noi acolo, ar trebui să o să lărgim, nu? Da. Și nu vreau asta. De ce să fac asta? Eu nu mă simt bine acolo. Nici eu, nici colegii mei. Adică... Până una alta, Ghirila are, cred că în momentul ăsta, cel mai divers playlist. E foarte... Cred că am uitat de genul. E foarte divers, da. Dar în același timp nu e divers la calitate. La la rang, știi, la nivel. Nu putem să dăm orice. Repet, pentru că dacă e prea repetitivă, prea simplă, versurile sunt prea neingenioase, nu ne respectăm publicul și nici pe noi. Mm -hmm. Ok. Bun. Și totuși, se descarcă un pic de acest de fudr, de aceste relație pe hormoni, dar relația ta cu publicul rămâne, ești încă acolo. De ce o faci acum? Îmi place foarte, foarte mult ce fac. Uh, odată cu sine sinele învinge mai ales. Îți pe care spui la... chestia asta ca să te motivezi mai nu, mult? Nu, nu, nu. Cum reușești să găsești plăcere și bucurie după 25 de ani de făcut chestia asta? Schimb oameni. Puțini, cred. Și puțin, pe foarte puțini, mult cu surprindere. Ți-am zis, vin și îmi spun, eu am făcut aceste schimbări în viață pentru că tu ai făcut aia. Trag aer în piept și mă sperii întâi, pentru că, dude, adică ai influențat un destin, o, e, o fi bine, după aia îmi spun, ok, nu e nu, nu, nu responsabilitatea numai la mine, mm -hmm. până la urmă suntem oameni adulți toți, schimb lucruri. Dacă aș fi rămas numai cu, ce, cu dimineața, cred că ușor-ușor m-aș fi lăsat. De ce? mi-ar fi plăcut foarte mult să pot iarăși să fiu ăla care distrează în fiecare dimineață și face pe oameni să se simtă bine și are o superficialitate voioasă și da, bazată care îi face pe oameni să știi ca piticul de, din Gulliver care țipa pe plajă all well în fiecare dimineață, totul e bine, stai că ne distrăm yay, două glume, haha, uite ce relaxat sunt, n-am nicio anxietate fac glume bune, creativitate, pa, pa, pa excelent da? nu mai am, cred că vârsta să fac aia nu mai am, nu știu, nu mai e uh, nu mai e miza aia pentru mine, dar să popularizez niște idei despre cum să le fie oamenilor mai bine și să minimizez suferința la alții, u, uh, mă îmbogățesc în conturile alea. Uh -huh. Adică îmi adică se îmbogățesc și ceilalți. Te-ai dus pe nișă? Am putea să zicem chestia asta? Păi nu știu dacă e chiar nișă. Ieri a fost invitat, ți-am zis, domnul Restian. Nu mai ești, nu, iată mă că spun, dar nu mai ești recunoscut, să zicem așa, ca o personalitate mainstream. Sunt absolut de acord cu asta și nu de azi de ieri, de ani de zile. Nici nu cred că vom mai avea prea multe personalități mainstream, de ce Ma, nu să mai fie și trebuie să fii, repet încă o trebuie să fii foarte la mediană ca să poți să aduni oameni la câte oferte sunt. Dar, surpriză, ieri vine, ți-am zis domnul profesor Adrian Ristian, cu un discurs de omenitate, cu experiență, care povestea, de exemplu, pentru cei care nu o să se uite, despre faptul că un medic trebuie să mângâie cu mâna sau cu vorbele lui bolnavul și că atunci se va face, și dacă îi spune că se va face bine, se va face mai bine decât dacă nu îi spune. de genul ăsta, da? Și dânsul era foarte... Avea aceeași dilemă. Dar tu îmi spuneam pauze. Dar dumneata crezi că cineva este, mai este interesat de lucrurile astea? Și eu îi spuneam, domnul eu cred că da. Așa cum știu eu oamenii, eu cred că da. Ascultătorii de la mai ales. Da. Eu cred că da. Au venit un număr de mesaje de a rămas străznit de mulțumire de, uh, la adresa domniei sale, la adresa noastră că am făcut, că am reînceput emisiunea și că o facem. Uh, a fost wow! Pălmuțe, etic, wow Și am simțit-o, că simt asta. Adică, după numărul de mesaj, după cât de repede vin, după cât de. Deci că lucrez la Facebook, mă prind. Lumea a fost foarte bucuroasă, vrea lucruri de genul ăsta. Păi cum să nu vrea să-și scadă suferința, că despre asta e vorba până la urmă? Da. Cum să nu vrea să trăiască mai bine și să. Să se bucure de viață mai cromatic, mai plin, mai simfonic. Cum să nu vrei? E o formă de terapie gratuită. Asculți radio, auzi un om inteligent care îți spune ceva care s-ar putea să te ajute, să și aplice mai greu, dar oamenii încep să devină interesați. Dar măcar pui, pui acolo o sămânță. Dar da, dacă îmi... eu pot, okay. după încă 25 de ani, să zicem, nu cred că o să mai rezist atâta, dar zic așa, știi? Și după 25 de ani sau după 5 ani de sine le dacă reușesc să fac. Doi și simt că am lansat măcar niște discuții la o, niște mese, la bere sau măcar așa, despre cum să fim mai ok, despre cum să-i ajutăm pe oameni, despre, despre cum să avem relații mai sincere și mai ok, despre cum să nu ne mai fie teamă să ne spunem anumite lucruri, da. cum să învățăm să ne deschidem, deși am învățat 30 de ani că numai fraierii fac aia sau așa, mm -hmm. dar noi simțim că asta vrem de fapt. Și ne teamă că dacă o facem, o facem într-un mod atât de disgrațios încât mai bine nu o mai facem niciodată. Asta foarte mulți oameni trăiesc. Și vreau să le zic că, da, e un proces, da, poate o să fii și penibil de câteva ori, dar dacă o faci într-un cadru civilizat, la un terapeut bun, um, care te conține, noi avem termenul ăsta, știi, în terapie de să te conțină cu sufletul, cu inima, știi, ai șanse să schimbi măcar un pic. Și dacă eu pun numărul la asta, mă, eu mă simt bine, eu am un sens. Și dacă nu avem sens, suntem varză. Cu toate astea, eu speram că ne o să ne și contrazicem azi. Mi se, mi se, pare că în momentul ăsta ești artistul contrazicerii, maestrul conflictului, în continuare rămâi maestrul conflictului pe radio, încă mai tupeu și curajul să te ingură, Exact cum ziceam la telefon, dar da, da fără sânge. Și mi se pare important să avem conversații în contradictoriu ca să iasă ceva bun din ele. Absolut, absolut. Nu știu dacă reușim noi să ne contrazicem astăzi, pentru că îmi cam place ce zici, dar tot trebuie să. Aș vrea să te aduc un pic, deși aceste interviuri nu sunt despre chestii, chestiuni la ordinea zile de cel mai multe ori, aș vrea să vorbim un pic despre prezent. A fost o vară, așa cum a fost ea. Vine iarăși o, o toamnă grea, deja aude pe la școală de la copil că stați un pic, că două săptămâni ne închide ăștia iară, văd mm. oamenii alergând pe stradă ca bezmeticii, că se simte clar că o să ne bage ăștia iar la loc. Mm. Suntem toți mai stresați ca niciodată, politicienii se ceartă ca tâmpiții, pare așa o degringoladă. Știu, și te și vorbești este. despre cum să ne găsim noi mm. zenul până la urmă, mm. nu? Că nu zenul, nu? Ah. nu? Nu, sunt fan. Ok. Mm. Împăcarea, împă echilibru, cum vrei? cum vrei să-i zici? Sensul. Sensul. Păi nu de cât te urci în mașină, să te duci de aici până la promenada și înapoi și îți trece tot sensul. Dacă n-asculți un podcast, bun. Cu George Buchni. E, spanac. da, ok. Dar să știi că există studii făcute că dacă asculți ceva, orice fel de podcast, când faci naveta, percepe altfel timpul. Că dacă naveta Evident. ta e mai lungă de 20 de minute, apar stresorii. Mm -hmm. Ok, um, e o întrebare sau vorbesc liber? Uh, USR. Eu zic USR, tu zici? Uh, progresism. Bun sau rău? Progresismul este și bun și rău, ca și conservatorismul. Uh -huh. Adică sunt cele două forțe, nu? Una este cea care... Ziua mai pe șleau. Mai Te-au dezamăgit sau nu? Au fost momente când eu nu i-am înțeles. Și îți dau un exemplu. Vorbeam mm. cu Dan Barna la telefon, cu președintele USR, pe radio, mm -hmm. acum câteva luni. Și era iarăși veșnică a discuție despre um, educația sexuală în școli și în grădinițe. Ok. Și eu am zis așa, zic domnul Barna, pentru ce vreți să o faceți? Pentru că în România e o problemă reală cu sexualitate, cu nașteri infantile, cu așa, și așa mai departe. Și e reală. Suntem campioni. Știe toată lumea, suntem campioni. Și vreți să o eradicați, da? Da. Ok. Avem o problemă. Alte partide conservatoare, nu știu, PSD, AUR, whatever, și parte conservatoare sau mai conservatoare din electorat spune că le e teamă că dacă se introduce în școli discuția despre sexualitate, o să fie ușor să fie introdusă agenda pe care o vedem la nivel mondial de de, Gender. De, de. de schimbarea limbajului în mod obligatoriu de interdicția părinților de a se mai opune dacă un copil la 4 sau 5 ani vrea să schimbe sexul și facă tratament hormonal. Se, se întâmplă lucrurile astea în lumea civilizată. Și oamenii zic, bă, stai puțin. Dar de ce să fac eu asta? În școli din America sunt în, întrebați băieți în fiecare săptămână, în unele școli, dacă mai sunt siguri că sunt băieți. Ok. Da. A, știi, în, în Canada, da, obligativitate de a numi persoane într-un Și oamenilor le e frică de asta. Și am zis domnului Bana, zic, dar de ce, dacă vreți să oprim nașterile astea infantile, de ce nu asigurați că măcar, nu știu, 5 ani, de exemplu, nu o să se discute despre uh, acele. nu o să fie prioritare acele discuții. Și nu am putut să îmi spună, de exemplu, că, ok, e o idee bună, hai să vedem întâi chiar ce ne preocupă, adică asta care e, E o problemă reală. Așa. Și să renunțăm la ego nostru politic, să spun așa, sau ego nostru ideologic, și să zicem, da, ok. Nu avem niciun, nu vrem, vrem numai asta, hai să facem numai asta deocamdată. Și atunci dacă fiecare își ține asta, își, își, își păstrează ideologia progresistă în cazul ăsta, nu, nu știu dacă putem vreodată să ajungem undeva. Uh -huh. Dar altfel, nu mă dezamăgi, pentru că Userl a făcut și lucruri bune. Deci, USR a făcut... USR, USR o... sau USR Plus? Ai, ai, ca să mai lărgim un pic. Pentru da, mine e cam... Scuze că nu sunt foarte... Partii de Uber, nu? Partii de moderne, Eu, să nu, eu nu știu diferență mare între USR și Plus. Mm -hmm. Adică chiar nu sunt atât de cunoscător okay. în lor. <coughs> Dar a făcut niște lucruri bune. A zgârțit sistemul într-un hal și îl zgâlție în continuare. Uite, deci la ce face cât acum. Anumite prune foarte coapte sau... Uh, un pic uh, cu viermi, cad. Ceea ce nu e rău. De asta spun, progresismul are partea bună, că este un agent al schimbării, totdeauna, iar conservatorismul îți, îți ține totuși o piatră în râu pe care să calci. Că dacă oprești toate legile, omori toate constituțiile brusc, nu cred că ai capacitatea tu ca populație să vii brusc cu ceva nou care să fie viabil. Cred că se va face cu, din păcate, vărsare de sânge, cu pușcării, da. cu nu știu. Da, ce mi se pare mie însă periculos este că, indiferent, și cred că te-am prins într-un moment bun, că tu ești un pic uh, tins către conservatorism, dar încă mai ai liberalism, poate în nu mă refer la partid, doctrină, ci ca model de gândire. Că se spune că pe măsură ce avansăm în vârstă devenim mai conservatori, că ne place să păstrăm status quo. Știi de ce cred? Dar nu ești încă acolo. E mult mai simplu să fii conservator. Apropo de plecarea din sat sau din arhaic. Pentru că acolo lucrurile sunt clare, sunt bătucite clare. de mulți ani și sunt, sunt, normale pentru că le-am văzut da. funcționând da. multe generații. Exact. Pe când la progresiști, problema lor în toată lumea și peste tot este că trebuie să vină cu idei noi ca să schimbe. Da. Și ele nu mai sunt așa sigure. Da. Adică ei, ei sunt într-o zonă de disconfort. Bineînțeles. Ei trebuie să propună lucruri, unele poate nu prind, pe unele le aplică și nu funcționează. Trebuie ei trebuie să-și vină... să asume riscuri făcând promisiuni care nu au niciun fundament în realitatea actuală existentă. Ei fac pe viitor, ei exact. sunt Tesla. Da? Ei sunt Tesla, ei sunt supra-evaluați supra, uh, uh, Promisiune? supra -evaluați față de aia vechi, pe de-o parte Dar asta pentru că ei promit luminița aceea cumva Ei da. au și luminița lor Ce mi se pare mie însă periculos în toată chestia asta, indiferent cât de mult îți place de ei sau nu Este că mi se pare că parcă la unison toți ceilalți îi tratează ca pe niște copii și toate glumele și toate postările mm. și toate chestiile prin care sunt uh, atacați, îi, tra îi transformă, îi duc în zona asta de puieril. Păi asta mi, -mi, e... se pare spin, uh, mi se pare că e o chestie de spin doctor de manual. Păi nu, dar iarăși, uh, ei sunt copii partidelor mai vechi și de-aia sunt așa, pentru că partidele mai vechi sau generațiile mai vechi n-au știut să educe copii ca să iasă uh, poate cu deja un set primit, un, o ștafetă primită și să nu trebuiască să facă scandal ca să se rupă de generație. asta? E, o, e, e totdeauna o problemă între un părinte și un copil. Părintele trebuie să-l pregătească pe copil, dacă îl vrea un om de sine stătător, să se rupă, să-i dea un, niște cunoștințe și să se rupă și să-i dea și spațiul ca el să-și adune cunoștințele lui, chiar dacă îl dezamăgește, chiar dacă este teamă că îl lasă pe afară la 16 ani. Băi, eu cred că este mai pervers de atât. tu zici că USR Plus, să zicem așa, sunt copiii lui politice, da? copii altor partide într-un fel. Da, dar și partidele existente o, ard pe tinerețe așa, s la Vama Veche și au tras poze pe acolo, scot niște oameni mai tineri în față, deși în spate la butoane sunt toți fără bătrâni. Nu, nu, nu știu, toți avem și tendința asta. Să puțin, de ce să morai să dacă mă, mă bărberesc un pic, poate arăt mai tânăr și poate mor mai târziu. Avem fantasmele astea. Mm -hmm. Nu vrem să îmbătrânim, e evident. Mm -hmm. Vrem să mai contăm încă. Nu? Da. Și așa și ei. Cum ar fi să se retragă ei acum și să rămână doar partidele noi? Mm -hmm. Cum ar fi să rămână în Parlament aur cu USR? Imagine that. În contextul actual, însă, în, în, scenariu, în situația în care suntem noi, toată gâlceava asta între băieții ăștia ne-a adus, suntem singura țară care are in, in, inflație mai uh, în creștere, deși avea... Nu avea, suntem singura, și America are inflație. Da, dar din regiune noi avem uh, cea mai mare inflație. Mm. Deși pornisem cu o creștere foarte bună, deci premizele economice erau ok, um, hai să zicem că poate chestia să se stabilizează, dar avem niște premiere, ați vor, ai, ai vorbit și dimineața la radio despre asta cu Curtea Constituțională, cu... se fac niște manevre și niște șmenuri, ca la noi, mm. cu, cum se întâmplă în politică, prin care uh, am senzația că în continuare se merge pe ideea că puterea nu se oferă, ci se ia. Și toți băieții ăștia vor să ia puterea, nu știm foarte clar pentru cine. Eu cred că este, scuză-mă, dar cred că este exact ce vorbeam mai devreme, ei vor să-i omoare pe ceilalți. Fiecare da. partid vrea să-l omoare pe celălalt pentru că are fantasma că dacă va reuși asta, viața lui se va schimba extraordinar. Joacă în joc finit. Ei, în mintea lor, joacă într-un joc finit în care dacă o să-i bată pe ceilalți, partidul ăsta bate partidul ăsta, fac ei cumva, îi bagă la închisoare sau nu știu ce o să fac, îi scot în afara legii sau ceva și vor domni pentru totdeauna. Asta este mintea lor. Când, de fapt, suntem într-un joc infinit. O să se schimbe, Ăștia care au făcut scandal acum trei ani, acum a venit un alt partid și fac ăștia alt scandal mm -hmm. și fac scandal mai tare ca ei și o să vină și pentru ăștia alții care o să facă și mai tare. Știi care cred că e soluția? Mm. Și este total ciudată și poate că lumea o să Dacă ai tu soluția, să o auzim. Eu cred... O oră și cât, nu știu, mai târziu? Mai avem baterie, avem carduri, tot ce trebuie, nu? Bagă, de cu soluția. Eu cred că trebuie să se negocieze între partide, mm. și o să ne enerveze că nu o să știm, și o să zicem, iară, bă, iară, se ceartă la televizor și merg în baruri, dar cred că între partide, poate într-o formulă mai vizibilă și mai transparentă, păi nene, nu sunteți din lumi diferite și din triburi diferite și trebuie să vă omorâți. Nu o să vă puteți omorâ. Deși, la noi, îl poți trimite la pușcărie dacă știi pe cine să pui la, la procurori. Îl poți trimite în pușcărie pe niște ani Bun, aproape l-omori Dar nu o să fii mai fericit dacă l-omori Băi, pe aceeași stradă cu noi o să, Tot o să stai în oraș Crezi că vreo mașină oficială aveau pe unde să treacă Acum când am venit eu o oră jumate Până aici, n-avea pe unde crede Mă erau blocate cu tot, nici război nu poți să faci Deci Tot aici o să trăiți Cred că dacă încep să vorbească Între ei și dacă noi Începem să le cerem Că aici e problema. Că noi aplaudăm când ei omoră pe alții. Bineînțeles, păi dar vrem ca ei noștri să învingă. Înțelegi? Deci noi le, le cerem pe cu care suntem. Omorâți și exact. să-i distrugem! Okay. Moarte PSD-ilor. Moarte lor! Să-i denorocim, să așa, să-i tragem în așa. să să, să moară Cățu, să vină USR-ul. Să moară Orba, să moară Cățu, să moară ăla, să moară ăla. Ok. Păi și atunci cum noi avem pretenția ca ei când noi, știi? E ca la luptele de câini. George. Bici tu vrei să spui acum George, împâncat. eu am văzut, am văzut copilași, foarte tristă imagine, cum antrenau câini să se bată. Dar toți am văzut asta în copilărie, că se practica. Eu n-am văzut în copilărie, am văzut-o acum câțiva ani în fața presei, casei presei libere. Îi azmuțeau, nu știu ce. Asta facem noi cu politicienii. Noi îi azmuțim. Ei sunt niște oameni, au limitele lor, îți vai capul lor. Îi azmuțim, care au niște părinți care au crescut în cutii de beton, care n-au fost în terapie, din câte știu eu, da? și care nu și-au lucrat fricile și nevoile de a-l omorâ pe celălalt și toate astea, noi îi azmuțim, ei se bat între ei și tot noi le spunem, bă, da, de ce vă bateți? Păi pentru că așa ne-ați ales. Da, clar. Ne trebuie un partid de intelectuali duși la terapie, care au citit o carte de economie, și au trecut și un test de inteligență înainte să intre acolo, nu? N-ar fi rău. ai o propunere? Da, am o propunere. Mm. O votezi? Să o văd. Poate Zici. o votează și oamenii care se uită. Apropo, stăteam și mă gândeam dacă, cum ar fi să opresc comentariile de la interviu asta. Sunt comentarii? Ce? Pe YouTube sunt. Ah, în mod normal. O să fie. Da, da eu Nu le mai citesc, așa că dacă ți -e de mine... Am auzit că nu mai citești de m aia de... Mă mai uit să mai trolez din când în câte, din câte. Eu, e, e fain să bagi un ac și să se și așa. Bă, cum e. faci? Deci, Te-am întrebat că știi cum face polițistul sau la terapie te întreabă întrebări diferite, încearcă să ajungă la același răspuns. Da. Care-i sosul tău secret? Cum reușești să fii la treabă după 25 de ani și să nu pari chiar prăjit de hate, de ură? Știi cazanul ăla din iad? Sunt mulți oameni speriați și unii încearcă să iasă mm -hmm. și ceilalți desperiați și zic că vor și ei să iasă, să-i tragă în jos. Aia sunt haterii, nu? Adică vine unul, zice ceva, mm -hmm. băi, aș vrea să, uite, hai să, hai să îndrăznim, să ne unim aia cu aia și poate facem ceva bun. Hai să propunem, poate, partidelor, uite, pe educație și așa. Toate partidele să se unească și să... Pe 10 ani facem un plan. Pax. Dar fără PSD, fără PNL, fără plus, fără... Și începe demența, da? Da. Și se trag în jos. Da. Cred că m-am obișnuit cu asta și am început să plutesc, probabil, un pic, nu-mi nu dau seama. Dar dai seama că tu nu mai ești în realitate în momentul ăsta până la un, de la un punct încolo, pentru că, în realitate... Societatea este extrem de conflictuală. A, știi care e. Faptul că tu. Știi care e George? Nu știi care e ciudățenia? Că, de fapt, Oala aia este Facebook. La noi, în țară, în alte țări, Twitter, de exemplu. Uh -huh. Oala aia este Facebook, de fapt. Că pe stradă nu vin să te tragă în jos. Bineînțeles. Și... Dar la noi adresa e publică. N-a venit nimeni la poartă să zică, bă, bucnici, Mai las o cu mașinile alea electrice. Asta spun. N-a venit niciunul. Asta zic. Dar pe internet? Ba, din potrivă, sunt sigur că și tu pățești, și, și eu pățesc să vină oameni și să-ți mulțumească pe stradă pentru ceea mm. ce faci. În zilele alea, de exemplu, mi se mai întâmpla să vină și câte unii și să-mi zică nasoale. Dar, în general, dacă vine cineva... Deci, lumea, ce nu în numeam noi lumea reală, e ok. Da. Stai cu oamenii de vorbă. Oameni care te-au uh, înjurat pe Facebook, dacă stai un pic cu ei la un pahar, încep să dabă, de fapt, să știi că și eu cred asta și te înțelegi și tot. Bineînțeles. Okay. Da? Deci, oala aia este Facebook. Acum, depinde cât din viața ta petrece acolo. Și te bine cum o înțelegi, că dacă înțelegi că omul ăla când scrie acolo de fapt este vai mama lui și nu o zic acum nu zic ca să-i când scriu acolo e mai trulez, dar o zic pentru că știu un om care se ocupă cu a își ventila, cum se zice, furile acolo și nemulțumirile și nemulțumirea cu propria viață mai ales mai departe, noaptea când este obosit, băi, înseamnă, stresat înseamnă că omul ăla are acea nemulțumire în el. Da. Eu ca terapeut cred că o văd un pic altfel adică eu nu pot să fiu supărat pe el pentru că eu... Îmi milă de el? Nu, nu mi-e milă. Dar eu cam știu de unde i-au venit în general. Okay. ok. Nu începem o dezbatere filozofică despre cât avem liber, liber arbitru și dacă avem vinovăție personală. Tăcă, dar când vezi oameni care au aceste nemulțumiri și vezi că vin din, din, traume transgeneraționale, din traume ale vieții lor, din tot felul de, din medii unde a, a trebuit să descurce. A fost bătut, și, n -a exact, avut, bully, nu i s-a dat. Exact. Dacă înțeleg asta, eu cum să mai fiu supărat pe el? Mai e greu. Da, la început mă agață, mă, stă... dar după aia tot mai mult, știi, când da, mă, cu ok, trebuie să-și să dea undeva afară trebuie să, să simtă și el că are un scop în viață că el când urlă acolo, el susține cealaltă parte. unii sunt plătiți unii sunt și știu despre da, unii se vede se se clar. Acolo mi se pare pentru că oamenii ăia își folosesc această nemulțumire acolo, acolo e ceva foarte stricat. Acolo e militarizat da, dar ei își folosesc această nemulțumire au ajuns să nu mai aibă speranța că vor scăpa vreodată de ea și își fac traiul de zi cu zi cu ea deci nu, ei au, au decis să rămână cu aia, este înfiorător. Dobro, e mai rău Hai de să atât. ne certăm măcar pe asta. L-am avut la interviu pe un, un șef de prinsării care se ocupă fix de așa ceva. Și mi-a confirmat că România este atacată zilnic de cohorte de postaci care au direcție da. să facă război hibrid. Ok. Deci... Dar de oameni aia zic. Să se ura... Păi, asta spun. De pe Ce conturi de Twitter, da. de Facebook, care se vede clar... Că n-au nicio legătură cu Știi, datina în loc două, cu spațiu, okay. da Dar asta îți spun, un om care face asta, care are talentul uh, negativ de a simți cum poate să, să dească ura și cum poate să înfurie oamenii și cum poate să, uh, să, 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 să trăiască atât de mult în etaj de astea atât de inferioare și a decis că el o să le, asta o să fac el viața, în viața asta, o să stea în mocirlă și o să mai arunce pe aici colo niște Nu e trist? E ca băiția și fetele de la Accenture care fac curățarea de pe Facebook, nu știu că ai auzit, e scandal mare în companie, în Accenture, care e un contract mare, nu știu câte miliarde, să facă curățenie pe Facebook, nu știu că știi. Deci Facebook nu mai ai putea să facă față și a angajat oameni, angajat Accenture. Da? Am zis, zis Xencher, sunt convins că s auzit la companie acolo. Sunt convins că există și români pe contracte de confidențialitate care trebuie să spele unii știu, ura și veninul. Pe unii știu. Ei, băi, Oamenii aici ies deprimați de la muncă. Și... Ies extenuați psihic. Unul dintre ei scria, deci băgat, despre mine, despre... Deci scria, Și am aflat că este pentru un anumit partid, este plătit. Și printr-o conjunctură a ajuns la radio invitat. Într-o emisiune, nu contează. Serios. Oamne, când l-am văzut, nu, nu putea zice un cuvânt. -avea, deci el nu avea exercițiu de a trăi în, în realitate cu cineva și de avea o relație, știi? De, uh -huh. O relaționare de ură, de. dar da, să se facă un schimb acolo. Adică, total diferit de ce era acolo, știi? Chibordor era. Da! Și atunci. Un nu... keyboard soldier. Da. Dar îți dai seama ce, cei în oamenii ăia. Doamne ferește să fie așa. Doamne ferește. Da. E, e, adică dacă pot merge în terapie, eu asta le sugerez, decât să stea în ura aia toată ziua, știi? Da, nu, nu poți să-i salvezi pe oamenii care aleg nu o, nu o, cale poți. de genul ăsta. E ca la aia care operează drone de la distanță, știi, și așa, și după aia z de acolo da, și zic, da, vai, da. ce traumatizat da. sunt. Pe păi da, da, acceptat jobul ăla, știi, da, care e da, fișa postului. Da, da, da. Nu te bagi. Anyway, uh, nu m-aș mai lungi foarte tare, că știu că mai e drum. Te duci la un castel undeva, mai faci și chestii în timpul liber. Am văzut că mai scrii și pe blog, pe dobro.ro. Mai rar. Mai nou, poți să te rog ceva? Dezactivează funcția de postare automată de pe Instagram pe blog, că nu dă bine. Păi de ce? Postează poza dacă vrei, dar nu linkul de pe Instagram. A, nu, nu s-a stricat. Deci s-a stricat if this Când de scrii, aia da. cu muzeul de la Oradea, Oradea. Superb. Ai scris foarte fain. Doamne, ce, ce trăire mai scrii, deci mai scris pe blog și te-am văzut acea tentativă de vlog din Grecia în care n-ai vorbit, n-ai nimic. Nu ai făcut un video din Grecia, o insulă din Grecia. Grecia. A, niște Greci. filmări acolo, da. Da, exact. Nu, nu, e, nu e, bine. Trebuie să te vezi, de să zici, uite, sunt aici în Grecia, pe insulă, dacă vrei și tu, cu, dacă Na. te pui pe YouTube, nu spate. poate. Stăpânesc foarte greu zona de sosire. Mie da, mi-e teamă să, mă, să, să începem podcastul, să... Acum am înțeles cum trebuie, fi, dar mă a fost un abecedar pentru mine. Deci, ok, că facem filmul. După aia, luăm bucățele. A trebuit să observ mult, să văd. Trebuie cum să se tai face. bucățele, să le pui pe TikTok. Trebuie să le pui pe TikTok și pe Reels și pe asta. Ai. Da, da. ți ai luat un om de așa ceva? Nu. Asta e că trebuie să citim noi, să așa... pentru că nu am găsit, George. Ai cuvântul meu. Deci, am întrebat, în dreapta, în stânga. Bă, un, apropo și cu asta, apropo de, de noua generație. Nu am găsit un om care să vină și să spună, bă, eu sunt specialist în social media. O fi, nu zic că nu e. Poate pe bani prea mulți la companii prea mari. Nu știu. Nu. Dar căutăm de vreun zile, de zile un om care să fie bun în ceea ce face el cum eram eu la 30 de ani în ceea ce făceam eu. Adică puțin peste mediocru, dar peste mediocru. Și care să zică da, eu asta vreau să fiu social media expert și uite, am citit asta. Am făcut Unde să trimite CV-uri? Sunt convins că găsim unul astăzi. Unde să scrie? Mai cauți? Uh, da. Da, oricând. Bagă. Unde? Um, Două adrese de mail. Um, Dobrolific Instagram. Pe Instagram, Dobrolific. Dobrolific. Okay. A, acolo am văzut că ești activ, postezi. Îmi place Instagram-ul, da. da. Și dacă vă dacă la ceva, după ce vă depuneți CV-ul la Dobro, puteți să depuneți și pe contact arombuhnici.ro, caut și unul. <laughs> habar n-am, deci, nu că habar n-am, am înțeles cum merge, bă, dar n-am stare de TikTok. Și știu că să mă duc și acolo, pentru că am, văzut că există, am auzit și am mai văzut clipuri cu mine copiate și puse de alții. No way! Și o să pățești tu chestia asta. Dacă, dacă ai chestii bune în pot, o să ți le iau, unii o să ți le decupeze și pun o să de le pună la ei. Deci trebuie să faci ce, tu înainte lor. Știi ce vreau să pun? Mm. La las că zic după aia. Bine. El este Dobro. Uh, mai puțin... Uh, eu, eu speram că ne vom și contrazice. Știu ce vrei. Vrei să vorbim despre Trump. Te ajut eu. Da! -a, a, mulțumesc că mi-ai aminte. Deci... Si, Prima dată când am vrut să te invit a fost că am vrut să găsesc în sfârșit un om care să-mi spună de ce Trump e bun. Mă gândeam. Pentru că zic de ce te-am văzut cu un pe invitat. Te-am văzut cu un invitat și ai spus că trebuie să-l aduc pe Dobrovolski să vorbim despre Trump. Da. Ok. Ce vrei să știi? Hoaneli, în sfârșit. Deci îmi doresc un om care să vină, spre exemplu, să mă convingă de ce, de ce nu se vaccinează. Există ex unul care nu se vaccinează. Urmă. Exact, da, da, dar nu unul care să înjure, unul care să, okay. să vorbească normal în limba română. Tu ai fi pentru mine omul ăla care putea să-mi explice care e treaba bună cu Trump că eu nu am văzut-o. Interesant că n-ai văzut-o. Interesant, da. pentru că este primul unghi mort pe care ți-l văd. Ești un om inteligent, am vorbit. Mimez. și Nu, și am vorbit multe lucruri și mie mi-e e foarte greu ca să. Cred că nici aici nu o să ne ceretă. Mie mi-e foarte greu să înțeleg de ce toată ura asta pe Trump. Uite, poate chiar îmi explici. Nu fă terapie, zi. Nu, 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 nu e terapie. De Eu nu înțeleg. Știu tot discursul, știu că Trump este bă, narcisic, este toate astea. Hid Hidroxiclorochină. Să baci clor în tine că poate o idee bună. Asta cu whatabautismul pe care îl fac Toată, ei. toată lumea care, care uh, aduce argumentele astea ură dinainte pe Trump. Astea sunt cherry, mi-a plăcut în apprentice. Nu, 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 înainte de hidroxiclorochină și de băut clor. Ăstea, ca și cu, știi când a zis că good people on both sides, că dacă oh, ei... da, aia cu Proud Boys, Iarăși Da, 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 da. Dacă iei momentele alea, dacă îi momentele Sau după acelea... ce i-a călcat pe aia în picioare de la Black Lives Matter ca să ridice Biblia fața uh, bisericii, el uh... ce a făcut? Nu, nu știi pe aia. I-a bătut e, pe demonstranți. Cu, cu scutierii, ca să se ducă el să facă un, o, o poză cu Biblia în mână în fața bisericii. Vă să pașnici, bănuiesc. Habar n cât de pașnici sau nu, dar i-a dispersat, că avea el trebuie să facă el o poză. Oh God. Um, este foarte greu să vorbești în contradictoriu despre Trump, pentru că mm. toată lumea are deja setul de argumente făcute da. făcut, și nimeni nu vrea să se schimbe. Bă, o să râzi, eu mă uit la Fox News și la Siena. Și să știi că sunt momente când până și idiotul de Tackle Carlson mi se pare frecventabil. Dar de momente. ce fi idiot să puțin? Băi, deci, văd spin în spate la ce vorbește el acolo și la el și el la al altul zi, ăsta la ăsta, ăsta, al altul, al bătrân de seara. Sean uh, Hannity? Hannity. Deci, îmi se face pe la de gâină. Hmm. Se vede la ei metoda și scriptul. Că okay, dar Carlson e funny. Adică dacă dacă Bă, da, da, Dar nu e probleme funny. de divertisment. Știi ce se întâmplă? Din nou ajungem El la El a avut inclusiv răzmerița împotriva sistemului metric. Cine? Tucker. Tucker Carlson a avut oameni invitați care au vorbit despre cum vor ăștia să ne ocupe cu sistemul Știi, noi, metric. Noi de foarte multe ori, adică totdeauna, noi facem ceva ceea ce se cheamă raționalizare. Adică da. noi avem niște păreri foarte viscerale de fapt, și după aia găsim tot felul de argumente ca să le justificăm. Ca să le justificăm. Corect. Nu înțeleg de ce nu îl place lumea pe Trump. Adică, că nu că nu-l place, că poți să nu-l placi, care are multe motive să nu-l place. Dar este de neînțeles de ce să-l urăști pe tram. Eu nu înțeleg. A, deci, iar fac chestia asta cu oglinda, cum, 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 cum ai făcut-o și cu uh, USR-ul. George, lumea îl urăște pe tram și nu înțeleg de ce. Că e ușor de urât. De ce? Uite, poate ești primul care îmi explică articulat de ce e ușor de urât. Pentru că inclusiv familia lui îl urăște. <laughs> Sora s-a scris o carte despre asta. Așa oh, asta înseamnă familia lui? Uite-te la copiii lui. Da, mă la copiii lui și uh, n-am văzut nimic special. What? Da, 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 serios. Și cei, cei băieții, cei doi, Don Junior <coughs> și Eric Trump, Mamă, sunt... sunt eu e... Îl urmăresc pe Don Junior pe Twitter și este fabulos de mincinos. Cu ce? dăm un exemplu. Vrei să deschid acum? Că sunt da, cea mai da, recentă postare? Da, da, Hai da, să da, vedem. Da. Că așa cum era în, în timpul tatălui lui, n-a fost și că el a ținut pandemia sub control și uite ce a făcut ăsta. Deci sunt, sunt. Adică îți dau cu Eric. Nu? Dăm cu Eric sau cu Don? Cu Don, nu cu Don cu îi mai vorbăreț. Uh -huh. uh, Dar ultima, ultima. și -o citești. Bine. Donald Trump Jr. Ia să vedem. Cea mai recentă. Tweets. Asta e Pint. Uh, nu, ne pind. Următoarea. Cu care vrei tu? Anyone still believe that Trump was the dictator? Te întreb. E o întrebare deschisă. Păi sure. Într-un moment în care Biden a anunțat că vrea să facă vaccinurile obligatorii și mai mult că vrea să oblige firmele de peste 100 de angajați right. să-și oblige într-o țară în care statul are totuși, în mod tradițional, o, un rol mai mic în viețile private ale oamenilor. Da. P nu știu. Țineți-vă bine, sau bine nu pentru este. că interviu abia acum începe. Păi, e sau nu e dictator? I-au spus specialiștii, lui așa, Biden, care așa. Biden, așa. între noi fie vorba, nu știu cât de mult când hotărăște el, pentru că se bazează foarte mult pe așa. staff, la vârsta și la potențialul ei. Anyway, cu ce a fost Trump dictator? Bă, inclusiv faza aia de la 6 ianuarie. Ai văzut filmarea? Da, am văzut, am urmărit live. Ok, și cu ce a fost? I-a trimis pe aia la răzbel acolo. Cum i-a trimis? Că dacă nu vă uh, luptați pentru așa, o să voia. Și ei au înțeles clar ce să facă. Ceea ce e adevărat. Nu, 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 nu știu dacă, dacă, nu știu dacă înțelegi psihologia lor. Eu înțeleg. Psihologia lor este de oameni mai apropiați de conservatorism decât de progresism. Așa este. Și cei care sunt mai apropiați de conservatorism, mai ales în Statele Unite, la ora actuală, când progresismul a câștigat deocamdată, da. sunt foarte speriați că modul lor de viață da. să fie luat și că ei vor fi niște paria. Da. Ei se bazau pentru modul ăsta de viață pe vechile ăsta din conservatorism. Uh, uh, Structura, socială, da? Structura socială, albul la libertate putere Libertatea de exprimare În Statele Unite uh, vin și armele uh, Faptul că statul nu vine peste tine Pentru că are mult mai multă forță Dar garantează că nu vine peste tine E da? Eu înțeleg de ce ei când li s-a zis Băi, o să vă ia aceste libertăți S-au speriat La fel cum înțeleg De ce se sperie un om Care face vaccinul Să-și ducă copilul să-și ducă o la să nu facă o cacofonie, la școală, unde sunt cine vaccinați. E o teamă acolo, da? Este teama că îi se îmbolnăvește copilul sau că va lua copilul și vine acasă și îl îmbolnăvește pe el sau poate pe mama care stă cu el. Sunt deja copii în terapie okay, okay. intensivă okay. cu COVID. Deci, deci, este speriat, da? Cei cărora... da și eu sunt un nea speriat, copilul merge cei... să la școală. Cei cărora le e frică să-și facă vaccinul au și ei teama lor. Teama lor este că există anumite căi teoretic valabile prin care peste câțiva ani o să li se strice endoteliu, o să facă microchiaguri pe capilare, o să toate astea. Deci ambele tabere au teamă în Statele Unite. Păi da, da, stai puțin. Teama nu este suficientă. A trebuit ca să avem o dezbatere bazată pe argumente și la sfârșit tragem o concluzie. Sunt sau nu uh, vaccinurile periculoase? Uite, deocamdată nu avem studii clinice care să arate că sunt periculoase, hai să ne vaccinăm. Și ce i s-a spus și lui Biden, și deja se vorbește în comunitatea științifică, este că vaccinarea de turmă nu este de ajuns. Nu suntem medici. Există studii științifice Dar... făcute pe Breakthrough Infections. Sunt oameni inclusiv eu. vaccinați. Sunt sigur că ai studii în telefon și eu am studii în telefon. Urmaresc toți avem urmaresc... în telefon, dar nu le avem nici pe toate și nici nu spun adevărul. Avem o parte din studii. Unele peer review, altele poate flodit, etc. Fiecare are o imagine, suntem oameni școliți amândoi, fiecare are o imagine despre ce se întâmplă. Tu ai probabil imaginea că, ok, vaccinurile ne ajută și ar trebui și ceilalți să înțeleagă pentru că suntem toți împreună în treaba asta, etc. Eu poate am alte păreri de genul, bă, poate prea s-au legat niște lucruri Ce? ciudate. Ce? Păi, de exemplu, aceleași forțe care în Statele Unite au blocat, dacă mai ți minte, povestea cu fișul lui Biden. Hunter Biden, da. Povestea da? cu Ucraina și inclusiv cu România. Din parcă New York Post a fost. Da. da? Inclusiv, apropo, era pregătită pentru el cu dedicație Aeroportul Otopeni. Ok. Deci, aceleași forțe și vorbim de social media, de ziare mari. Deci toți au blocat acea poveste care era motivul, adică mai erau câteva zile până la alegeri, da? Oare. Aceleași forțe au blocat orice fel de altă părere a medicilor în afară de cea care oficială. medici? Ceilalți medici care vin cu care alte medici. păreri. <podangue> Uite, a. dăm tu un link de la un nu. studiu peer-reviewed care arată chestiile. Ce? ce vrei să arate? Pericole uh, care vin de pe urma vaccinării, pentru că tocmai ce a fost, ar primit o autorizare completă, nu. Bă, spre exemplu, Pfizer, și va primi pentru copii până de la 5 ani, în zilele următoare. Ok, dar sunt studii care spun că alte metode sunt ok sau că te ajută care? să fii. Ivermectina o, sau ce? O groază de alte metode și nu o să intru acolo pentru că știu... Că Ivermectina că adică duce mai nou la sterilitate. Nu o să-mi lipesc, este fals studiul ăla. Este un studiu care preia un articol pe care nu o să-l mai găsești nicăieri pe pentru că nu e adevărat. Dar uh -huh. eu nu o să-mi lipesc etichete singur pe față, că știu ce urmează și nu am okay. de ce. Și acum vine întrebarea evident. Dar, dar, ce vreau să, Așa. să rămână, George, crede-mă, fiecare are temerile lui. Nu poți cu frica ta, de exemplu, că dacă nu ne vaccinăm toți o să murim, să la Nu, nu, nu o să murim, nu o să murim. Sau o să se întâmple ceva rău. Nu, uh, 3% mor. Dar like, deci, te infectezi cu Delta, 3% okay. mor sigur. Nu poți, nu. Dar nu poți okay. să îl acuzi pe alt om care are și el o teamă, are teama că este modificat de ul sau că de ce să facă asta... Sau să teama fac lui trebuie nou. să fie justificată. Și... Vorbim deja despre o conspirație care ar trebui să uh, conțină 195 de guverne diferite. Nu a venit niciun guvern. cât de simplu poate să fie. Păi totuși, totuși 195. Na, na, na. O Păi măcar unul, niciodată în istoria umanității. Ți minte criza opioidelor? Din, da. da. Tot așa au fost făcute prin niște... În America, nu pe toată niște... planeta. Este dar pentru prima dată în istoria George, umanității când toate țările nu, sunt de acord că este o pandemie. Îi simt deja pe mulți cum vor să scui scuipe și să arunce cu epitete și cu toate Nu o să fac asta, nu o să intru în discuția asta. Pentru ce, că opresc comentariile. Ce vreau însă să spun este, și repet, să știi că și frica lor este tot justificată. Pentru justificată ei. de pentru ce? Ei. Pentru, pentru ei. Pentru ei. Da. da, dar eu nu cred în frici banale de genul S-a lumina, mi-e frică că e întuneric. Fricile astea nu sunt banale, mai George. Când... Ba da, dacă nu e nimeni afară, n-ai de ce să -ți fie frică că intră peste tine. Da, frica există în tine, pentru că frica este în noi. Și trebuie să... Să gândește puțin. Tu trebuia să accepti un vaccin, dacă mergi după principiul tău, acum 2 ani sau un an, un da. an, nu doi ani, un an, da, să-l accepti, deși cam nu existau. Nu existau un timp așa cum a fost la celelalte vaccinuri, care aveau parcursul normal, care se spune, este foarte justificată frica și este aceeași frică, e frică de moarte, George. Trăim într-o altă lume în care vaccinul mai au nevoie de 10 ani ca să fie făcute. BioNTech-ul lucra la tehnologia asta de prin 2001-2002 sau nu mai de când. Și a mai folosit-o și a mai pățit-o niște teste. Dar, repet, nu știm nici eu, nici tu. Sunt medici care se ceartă la nesfârșit cu mega studii. Unde um, hai să-i vedem. Sunt, sunt. Aș vrea să aduc un a, doctor a, a, care a. să mă convingă. Nu, nu, nu poți să-i vezi, pentru că nu mai sunt pe YouTube. Niciun medic care are o altă Dar părere. Dar sunt sigur pe Facebook. Uh, nu mai sunt nici pe Facebook. Nu sunt pe Twitter. Pe Twitter mai sunt. Surprinzător. Da? Sunt oameni care au fost dați afară de pe Twitter și de platform, cum se zice de pe YouTube, adică nu mai poți să facă bani sau cum se cheamă, când numai, Da. Așa? Nu, de platform când sunt scoși nu, de pe platformă. Dar da, cum se că nu mai... Demonetizați. Demonetized, așa. Pentru că au pus bucăți de la CDC sau de la PubMed, de la uh, site-uri mari, da? cercetări, dar vezi, doamnele, au pus într-un mod tendențios. Eu o cercetare pe PubMed, by the way, de exemplu, nu sunt medic și nu... Eu zic despre această lucrare. Când țările care au participat la un program pe Ivermectină din Africa, 19 țări, față de 35 de țări care n-au participat într-un da, studiu longitudinal. Hopa, exact în la 19 țări, COVID-ul a fost cu niște zeci de procente mai. E de pe pubmed.gov, da? Cei care au pus astfel de studii, a, știm, aveam un profesor care l-a dat pe un, pe un coleg afară, a intrat în clasă și l-a dat afară. Și stai zis, domnul dar n-am spus nimic. Da, dar știu la ce te gândeai. Deci, ai pus tu studii de pe CDC oficiale? Ne, 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 ne. Dar nu... La noi nu faci așa ceva. Out. De pe Twitter. Sau, păi hai să luăm cel mai simplu și mai... Până acum o lună, dacă mai ții minte, nu aveai voie să zici pe Facebook sau pe YouTube că s-ar putea să fie o variantă făcută în laborator. Virus. Okay. E, e corect? Probabil. Până acum lună. Se spunea multe lucruri, s-a spus și pe televiziuni. Au okay. fost inclusiv investigații, inclusiv bbc a, a, a ținut-o langă o vreme. Okay. Mulți spuneau, băi, stai puțin. Erau, citeam pe Twitter, ți acolo mai e voie. Genitici, nu știu ce, băi, uite, e varianta asta, nu prea avea cum să sară așa repede. Ba, Dacă apărea pe YouTube sau pe Facebook, pac, COVID, mare, nu aveți voie da, că sunt sisteme automatizate. Non, no, 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 noi o pățin no, 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 no. Când, când postăm ceva legat de Apple, ne luăm strike automat după ce s-a aflat că de fapt sunt multe indicii care ar putea să fie și acum este cumva varianta uh, principală care se studiază ce să vezi? A, ok, acum permitem păi cum? Și atunci, până atunci cum era? Și oricine zicea până atunci, băi, stai că s-ar putea cum era? Dobru, avem o problemă mm. îndoiala este, face parte din noi când lăsăm îndoiala să ia decizii pentru noi, apar situații de genul cum a fost la Timișoara. Băiatul ăla s-a cerut externat după ce l-a băgat la terapie intensivă. I-a spus că este cu oxigenul atât de jos încât să-l intubeze urgent. Hmm. Era încă lucid și a, a zis: Eu nu cred în COVID, pe mine mă externați. Domnule, o să mor dacă pleci. Pe mine mă externați că nu, COVID nu există. A semnat de externare, a plecat după ora a murit. Ceea este foarte lungă discuția asta, însă. Tot aș da, vrea... Da, facts. Asta se întâmplă la noi. Nu, nu, nu. nu. Asta cu facts. Fiecare face cherry picking la facts. Ok. Fiecare poate să... A... Aici e problema. Că deja poți să aduci argumente din toate părțile cu peer-reviewed papers din toate zonele. Da. cum să zic? Și îți trebuie o minte lucidă sau uneori, și asta poate să fie cel mai greu mm. pentru mulți oameni, uneori să rămâi în dubiu dar, amânarea scuza deciziei, scuza amânarea mă, deciziei amânarea George, poate fi mai periculoasă decât o decizie? Da. Și uneori rămâi cu dubiu ăsta, să amân sau nu. Asta este. Uneori rămâi. Pentru că dacă tu ajungi să-l acuz pe unul că e în dubiu, tu, de fapt, te duci și dai în cap cu certitudinea ta. Avem oameni deja vaccinați de un an. Așa. Sute de milioane. Da. Păi, de ce nu? Ce nu intru în discuția asta cu tine. Eu cunosc discuția asta. Corect. Eu știu și cum gândesc da, dar... toți cei care mă acuză, știu cum gândesc cei care au dubii, știu cum gândesc care sunt pe partea cealaltă. Știu toată discuția asta. Nu are rost. Cine și Câtă vreme cei care și-au făcut deja. Încerc să mă convingi. Pentru ce să te convingi și de ce? Și Încearcă să, de mă ce com... să, să mă convingi Dacă... că exagerez. Se puțin. în primul rând, de unde știi care e convingerea mea. Eu nu știu care este convingerea ta, dar văd un, un pushback în fața unei credințe. Dacă vrei, să mm. trec la credință. Că eu nu cred că există Eu că nu... Eu, nu... eu deci, cred că tu ai știm... resorturile interioare absolut sănătoase, să-ți dorești să trăiești tu și familia ta sănătos și fără forme grave și așa mai departe. Mi se pare absolut normal. Și eu am aceleași pretenții de la viață. Și eu vreau să trăiesc sănătos și așa mai departe. Asta eu este, este singurul lucru pe care mă mai bazez în momentul eu ăsta. Eu îmi pun însă și următoarele probleme. Dacă eu permit unui guvern și dacă mai e și al meu, la noi încă nu se pune problema, slavă Domnului, dar te uiți un pic să vezi ce se întâmplă lume. Dacă permit să vaccineze obligatoriu oamenii, știind cum sunt guvernele, știind cum se plimbă banii, cine îmi dă mie siguranța că data viitoare nu o să mă oblige să-mi bag alt ser în mine. Hai mă dobro, pe bune. Pentru poliomielită, poliomielită și variolă avem vaccinare obligatorie deja la toți copiii. De-aia am eradicat-o. Ok, eu nu am încă încrederea asta. Păi, da, da, în, în, nu mă interesează încrederea ta, pe mine mă interesează opinie ști, științifică validă, pro sau contra. În momentul ăsta, vaccinul anti cov 2 dezvoltat de BioNTech și produs în masă de Pfizer are autorizare definitivă. De la Organizație George, Științifică. George, nu intru în discuția asta. O da, cunosc foarte bine. Dar da, răspundem, răspundem pentru la Pentru Nu știu ce faci și nu vreau. De ce? Nu vreau. Pentru că eu. Pentru că. George, tu George, că pentru că voi Tu ai spus la începutul discuției. Pentru că. Nu e, George, zi. George, nu e o discuție științifică asta. De ce? Eu am studiile mele, tu ai pe tale, probabil ne pricepem la medicină cam la fel de mult. Dacă ți aduc un medic acum, te fac care are niște credințe de genul ăsta, te face varză, da? Dacă tu mi-aduci un alt medic, mă face varză și îl face și pe ăla. Și așa mai departe. Și ne ajungem la adevăr. De acord. Eu am o problemă. Mie nu mi-e frică de... Cum să-ți explic? Iarăși, parcă mă și văd îmbolnăvit și toți cu extrase din emisiunea ta a zis uh -huh. că nu e frică. Suntem într-o lume în care există niște oameni care sunt pe val, și alții care sunt puși la colț. Că sunt fan Trump sau că uh, sunt pro-familie sau că sunt anti sau că sunt proaia, sau că sunt pro, sau că sunt pro okay. Eu nu vreau să particip la jocul ăsta. Mi se pare, mi se pare disgrațios. Da. Mi se pare disgrațios. Adică, ok, hai să-l să, fa, Tate, de, de, de să considerăm de, de, de pe la inferior pentru că, știi, narat narativul, am ajuns să importăm cuvintele astea, Uh, Narațiune, dacă vreți. Ne sunt needucați. Nu. Am, uh, eu am postat Andrei Tweet unui Fred mm. de pe Twitter, a unor oameni foarte bine educați, care toți au același dubii și din cauza asta nu se vaccinează și povesteau cum și-au pierdut partenerii de viață, cum și-au pierdut locurile de muncă, cum unul își pierdea doctorul de He, familie de 27 de, de ani. George. Tu mi aduci mie, într-o negociere, la masa asta, da. vaccinul. Și eu refuz să negociez vaccinul la care nu mă pricep. Și tu mi-ai spus la începutul așa, interviului că... Stai, tu refuzi să discuți discu vaccinul vaccinul? Nu, nu, nu. Tu mi-invalidezi tu, tu mi în discuția asta uh, necesitatea vaccinării. Nu, nu, nu. nu. Obligativitatea atunci? Nu nu nu, 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 nu. Obligativitatea, da. Nu, nu se poate așa. Da, dar deja ne spun specialiști de boli infecțioase că așa, da. vom, după Delta va fi Miu, după Miu mai vine încă una și toate așa, așa și o să țină foarte multă vreme dacă nu ne vaccinăm toți pentru că inclusiv în Israel ai avut acele breakthrough infections, pentru că ai avut un segment și de dacă populație dacă se știe cât va dura? Uh, mult mai puțin, pentru că posibilitatea de a, fac, de a sări, de a muta și de a se multiplica scade exponențial. Exa. Studii nu făcute. făcut. Ok. Poți să te întreb și eu dacă atunci nu trebuie să începem și cu supraponderalii, să-i punem la mișcare obligatoriu? Băi, asta e o întrebare foarte bună. Pentru că pe principiu... Serios e o întrebare bună. E, e, e o întrebare foarte validă. Știi de ce? Pentru că un om care trăiește un stil de viață cu adevărat uh, toxic și nociv și își face rău lui, el se pune în brațele unui sistem public pe care îl finanțăm cu toții, da? Pentru că el are dreptul de a alege să se îmbolnăvească așa. Chestia asta încă o negociem. Nu vreau să trăiesc într-o lume în care uh, kilogramele să fie scrise în, le în lege. Dar obezitatea Știi care nu, a, nu este o urgență problema este că ca ca oamenii da. care au pe calea asta da. e greu să se mai oprească okay. și în general ajung la o aberație totală. Pentru că dacă pleci așa bai, hai să ne gândim și la ea, poate nu toți dar poate ea peste 80 sau peste 90 sau peste 100 sau așa. Ok. Și să zicem că se face și aia. Okay. Păi hai să luăm și pe care, nu știu, care mănâncă nesănătos. Cine face meniurile? Uh, nu știu, hai să vedem. Uh, ok, dar cine hotărăște comitetul care hotărăște meniurile? Păi nu știu, hai să vedem. Și după aia, băi, ai un pic totuși, mașinile sunt destul de periculoase, hai să facem transporturi în comun. Și, uh, bă, dar de ce unul să aibă haine și să-l facă prost, să se simtă prost pe la care nu are bani să facă toate haine? Hai să băgăm uniforme. Mm -hmm. nu sună cunoscuți? Îmi sună, sună foarte cunoscut și mă sperie chestia asta dacă o combin cu inteligența artificială. Nu, nu, nu. Ce face China? inteligența umană. Ce face, chi... umană. Nu, nu, ce, ce nu, face ca China în momentul ăsta dar... este ia modelul de care de zici tu și duce, uh, îl duce la Orwell. Suta la Și atunci ce facem? Sunt de acord cu ipoteza și cu toată filozofia tot modelul tău de gândire. Dar eu vorbesc despre situații de urgență. Nu e nicio situație de urgență. Pandemiile Acum, și războaiele nu. sunt situații de extremă urgență. Știi ce fac? E o carte despre asta. Mm. Pandemiile și războaiele sunt singurele care resetează culturile în care unii încep să-și impună certitudinile asupra celorlalți. Păi e un căcat de virus care se omoară cu un căca de vaccin. Poliomielita și variola n-au schimbat sistemele okay. sociale. Pe mine mă sperie foarte mult asta. Pe mine mă sperie foarte mult cât de pregătiți sunt oamenii pentru un bip de virus cum spui tu, să Că renunțe, YouTube, să, să renunțe la niște drepturi care de fără de care, Dar dispune de propriul meu corp, George, și nu e numai dreptul ăsta, este dar fost toate tu ai fost vaccinat de, de polio, polio și de, de variolă în copilărie? Nu știu, sunt toate ai contra. Fost, rubat, sunt toate contradicțiile care vin cu asta. Vin multe... Con Dar nu, de ce negociăm? Nu tot? intrați aici, pentru că să faceți un haos, George. Dacă nu mai avem câteva <coughs> principii de genul, băi, ca să-i ca să faci tu forțat unuia un bine, trebuie să fie o situație chiar super grea și super periculoasă. Și nu, nu este. este. Nu este. Și, de exemplu, la Curtea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului sunt niște cazuri de genul ăsta... Și acolo se spune foarte clar, trebuie să fie două uh, criterii îndeplinite ca să poți să, să, să treci peste drepturile omului, drepturile individuale în halul ăsta. Și anume, unul, să fie foarte nasoală criza și doi, să nu existe nicio alternativă. Deci să fie clar. Cât de nasoarătă George, hai să fie Atunci hai să. Cât de the guns. Ce este un bolnav de COVID? S-a definit? La cum mutează are și simptome diferite. Nu, nu, nu. Cum știi că un om este bolnav de COVID sau nu? Nu sunt doctor. Aia de la urgență, recunosc unul și îl bag în terapie. Cum îl recunosc? Păi saturație mică de oxigen, stare gripală. Și cum fac diferențialul? Diagnosticul diferențiat? Îi fac un test RT-PCR. PCR. PCR. Uh, și cam de -a la ce încărcătură virală așa ar fi bolnav? Nu știu asta. Dar știu clar că dacă vine cu saturația deja sub 90%... Dar să sută... și multe altele, asta spun. Se face un diagnostic diferențial. Hai să spun de ce zic asta, că nu fac din răutate. Testele PCR au niște, un număr de cicluri. Da. da? În general se făceau la 20-20 ceva, dar aici e o problemă. Și a fost o problemă. Testul PCR nu este un instrument de diagnosticare și vreau să explic de ce. De exemplu, dacă tu faci un nou test de sarcină, tu faci testul de sarcină și după aia trebuie să-l compari cu sarcinele efective. Adică, dintr-o 100 de teste de sarcină, dacă au ieșit 50% sau 60% pozitive, să spunem, și chiar 60% au rămas gravide, testul ăla are eficacitate 100%. Uh -huh. Dacă nu, un pic mai puțin. Da? Dar trebuie să știi cu realitatea. Doar că noi încă n-am definit un bolnav de COVID. Dar noi considerăm un pozitiv. Nu puțin. terapie umple terapia, terapia puțin, intensivă. Nu numai puțin. Dar noi uh -huh. considerăm un pozitiv de COVID dacă este pozitiv testul PCR. Okay. Testul PCR se poate face cu 28 de cicluri, cu 35 de cicluri, cu 40 sau cu 80 de cicluri. Dacă îl faci cu 80 de cicluri, el îți iese pozitiv la o încărcătură virală extrem de e... da. Și la 40 îți iese extrem de mm -hmm. Și pentru asta sunt studii. Mm -hmm. Omul ăla nu pot să-l consideri bolnav de COVID pentru că are foarte puțină încărcătură virală și nu are nici cum să dea, nici cum să îmbolnăvească. Adică eu din aia, dar la, la 40 de cicluri a scăzut la 3% păi, acolo. Și atunci cum îi bagă pe terapie intensivă pe atât de mulți oameni, mai ales în ultimele zile? Că crește numărul de oameni de la terapie și morți în fiecare zi. Eu nu spun, iarăși o să, o să iasă o groază de snippet din asta, eu nu spun nici că nu există COVID, nici că nu-i bun vaccinul. Chiar sunt absolut conștient că scad formele grave, Asta am văzut în studii. Scad, ok? Nu știu efectele pe termen lung ale vaccinului. iartă mă că nu le știu. Nu știu ce înseamnă un bolnav de COVID. Nu știu ce înseamnă numărul de decese de COVID, pentru că nu mi-explică nimeni cum este posibil ca unii oameni cu clar alte probleme să. Deci, numărătoarea mi se pare total anapoda. Măi, desfac pe unul din ei și găsesc cu plămânii gelatinați. Când? Că nici n-a fost voie. Știu. Îi mai desfac. Dar, dar înțelegi înțe ce spun? Da. Înțelegi că avem amândoi motive și nu trebuie da. să ne omorâm. Pentru că eu am niște ce dubii. Ce știu este că nu știu. Ok. Da? Ok. Suntem de acord că nu știm suficient. Noi. Absolut. Absolut. Dar spun că după un an și jumătate de pandemie. Ok. Cred că ar fi trebuit măcar un guvern din 1995, măcar o superputere că nu, niciodată nu s-au aliat. Te vrei să mă bagi în discuția cu Tanzania? Adică nu, 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 nu ce Tanzania? Nu, 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 mă duc nică. cum ești? Nu. Nu, în am. în istoria umanității, China, cu America, cu Rusia, cu Marea Britanie, cu Franța, cu Germania, ăștia nu s-au înțeles niciodată toți pe același subiect. Okay. Când a fost vorba de o chestie planetară. Niciodată, pe nimic. Asta mă sperie. Nici măcar pe încălzirea globală, care Asta este clar o amenințare înțeleg, pentru specie. Da. Asta mă sperie. Că Și se acum înțeleg. sunt de acord. No, 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 no. Cum au reușit să facă toți de acord pe subiectul nu ăsta? Nu știu. Nu știu. Poate că e adevărat. Poate că e adevărat. Poate că e adevărat. Poate că este doar o paranoie. Vorbesc foarte serios, serios. Nu crezi că sunteți dement. Poate e doar o paranoie. Da. Dar poate s-au legat un pic cam tare, și poate a venit mult prea brusc ceea ce generația noastră credea că o să vină niciodată, de exemplu cenzura. Uh -huh. Dar poate că generațiile mai mici se uită și zic, tataie era evident, noi știm de, de la șapte ani că așa o să fie, adică. Ce cu cringiu ăsta La partea asta cu cenzura sunt de acord că și eu mi-am luat. <coughs> Dar e interesant cum, așa uh, de pe Facebook, în, trolii de pe Facebook nu sunt cenzurați. Uh, Normal, pentru că de asta fac bani, nu? Dar până la urmă, cred că e datoria fiecare dintre noi să cântărească. Asta spun. Și când nu ai suficient bagaj și te bazezi pe ce ai auzit sau ce ai citit pe internet, Exact! nu de poți iei ai cea mai bună decizie. De absolut, de-aia cred că fiecare trebuie să citească că atât de mult cât îi permite da, Dar timpul, educația... Alternativa astea. pe care tu mi-o dai este neîncredere. Plec de la neîncredere în știință în, și în, în autoritate pentru că nu am încredere în politicieni. Și asta anulează până la urmă și motivul pentru care te duc la facultate. Nu-i vorba despre asta, George. Pentru mine e vorba despre niște valori care știu că țin o lume închegată. Da. Drepturile constituționale, democrația etică. Eu știu că ăsta le țin lumea da. legată. Și văd încercări ale altor vectori care vor să nu mai fie aceste valori. Și teama okay. mea este că habar n-au în ce se bagă. Uh -huh. Nu știu ce haos creează. Uh -huh. Dar, bineînțeles că e posibil să știe foarte bine, zic alții. Dar eu cred că nu știu. Da. Eu cred că ei nu-și dau seama în ce se bagă. <coughs> și cred că nu-și nu dau seama ce forțe de contragreutate poate să vină din asta cine o să folosească, ce fac etică și atunci sunt foarte circumspect când într-un an sau în doi ani pe un motiv care nu s-a măsurat ca lumea că l-ai făcut în România și cu 40 de cicluri și cu 60 și, și peste tot deci, nici măcar n-ai avut un număr fix de cicluri care să spună, da frate, la atât avem încărcătoria virală care e posibil să sub aia sigur nu ești bolnav, ca la toate bolile. Ok, n-am numărat cum trebuie, dar dăm niște cifre care ne sperie, care ne pun să renunțăm la niște drepturi individuale, care, drepturi care au ținut lumea... Ce drepturi individuale ai renunțat? Uite, masa asta e plină de drepturi mm. și din toate drepturile astea Asta cu vaccinarea și cu COVID-ul e pătrățica asta. Tu îmi argumentezi că, din cauza că suntem într-o situație de urgență și ni s-au restricționat niște drepturi, crezi tu că din pătrățica asta o să se infecteze toată masa și o să ne pierdem mult mai multe drepturi, nu? Da. Ca, de exemplu, să stai câteva luni Voi în casă. Puieril. ca de exemplu, câteva luni să stai în casă forțat, ți se pare puțin? Doamne, ne Dar cine câștigă din chestia asta? Eu mă gândesc ce pierd eu. Nu, nu, nu. Cine profită din chestia asta că dacă ar trebui să fie o intenție oamenii, malefică. Oamenii bolnavi. Nu stai puțin. Dacă ar fi o intenție Cine? malefică în spate, Așa. care ar trebui să fie rezultatul. Nu cred. Mă cred că nu cred știu știu părerea că sigur sunt doi la butoane și controlează casă. Eu cred că sunt oameni demenți. Care au nevoie. Se bucură foarte tare de puterea asta este cum este. Este. În sfârșit a venit luminița, da? Dacă tu ești președintele Americii... Bă, nu poți, să faci a... nu poți să ții o conspirație în era dar internetului o... cu, cu 195 de țări. Dar da, dacă nu era internetului, când poți să o ții? Înainte nu puteai, dar cu internetul de ce să nu o ții? Bă, ar fi prima. Ar fi. Nu spun că e conspirație. Bă, da, dar, fi. dar îți spun Bă, că pentru... Dar ești de acord că ar fi prima conspirație planetară de 195 de țări, toate, pachet? Mm, nu știu. Nu știu. Și, să mă și dacă ar fi conspirație, care ar trebui să fie rezultatul ei? Dacă conspirația reușește? Nu știu. Un rezultat bolnav cu siguranță este făcut de oameni bolnavi. Adică, pentru mine, bucuria pe care am văzut-o la unii, odată cu uh, lockdown, rânjetul ascuns pe care îl dibuiesc. Și în Freud. Toți uh, să... Nu e și Freud. Este. George, nu minimiza. Ce satisfacții bolnave poate să-ți aducă un cap de lanț trofic? Adică să fii ăla care hotărăște dacă intră în case niște milioane de sclavi. Okay. Nu minimiza asta. E spre miliarde. Nu, nu, da. Să zicem câte unul pe câte o țară. Că aici este. E făcută nu, din mici. Eu am, inclusiv, o, eu, eu am o teorie. Inclusiv paznicul de la Mol. Avea alt rânge, altă privire când stătea cu termometrul la mână. În oamenii. Puterea discreționară te ridică da. pe o poziție socială pe care tu nu ai mai fost. Este în sfârșit, tu ai ajuns. Paznicul de la Mol nu are nicio valoare nici și n-a avut. N-a oprit pe cu nimeni. Ei? De ce-ți rău ei? N-a oprit pe nimeni. Un paznic de la Mol nu poate opri pe nimeni. Nu-și poate opri nici măcar pofta lui. Nu înțeles. <coughs> um, a, tre a trebuit ne oprim totuși A trebui e o discuție ongoing um, Și e bine câtă vreme e ongoing Da E bine câtă vreme e ongoing Când cei care au certitudini Când zicea că ai citit editorialul ăla De la da. uh, muzeul Holocaustului Merită să citiți uh, Despre asta vorbim Da, am nii văzut Unii oameni sunt atât de siguri în anumite momente, că e bine ce fac ei, încât în stare să omoare și alți oameni. Nu sunt convins că trebuie să moară alți oameni, dar nu mai convins că trebuie să am dubii suficiente. Deci nu vreau să te conving pe tine. Să ai dubii suficiente. Nu. Nu. Asta vrei tu? Asta îmi doresc să încerci. Pentru că, din moment ce avem păreri diferite, tu ar trebui să fii ambasadorul părerilor tale, nu? Până la urmă, ești o voce în Agora, ești o voce publică. Dar, dar, nu mai vorbesc despre asta. Eu cred că cine și-a făcut ideea și-a făcut și acum o apără doar bezmetic și rațional. Confabulează. Dar nu mi-o apăr bezmetic. De-aia te-am auzit aici, că am vrut să ne contrazicem. Am înțeles, dar am contrazis un pic agma. Hai, un pic a fost. Mi se dar cred că trebuie să avem discuții în contradictoriu fără să ne luăm de gât. Absolut. Și asta este o ocazie bună să asculți cealaltă tabără. La fel cum ar trebui ca băieții care sunt convins că au băut cel puțin o bere sau dacă nu, știi că pe, a, 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 la un moment dat, în vremea lunăstase, se introduse în România whisky la fumat. Mm. Știi? Așa. Deci, mi-l pot imagina și pe Orban la aceeași mață și cu cățu, și cu ăsta, Simion, și cu Barna, poate și cu Cioloș, dacă poate să se rupă un pic de la. Cred că atunci au să înceapă să fie bine, dacă mă întreb pe mine. Atunci o să. Știi când o să înceapă să fie bine? Când. Când o să ia o parte din decizii în spatele ușilor închise, sună total idiot ce zic, dar să-ți supui... Aș vrea să te contrazi, dar nu pot. Și să hotărăști, bă, hai să zicem fiecare ce a câștigat. Știi? Deci se duc în spate, uh -huh. negociază pe niște discuții pe care numai ei știu. De da. exemplu, tu știi legea administrației? nu știu. Ei au stat 10 ani pe legea administrației și au făcut... Ok, discută acolo. Ies fiecare și zic ce au câștigat. Dacă au temeri și zic temerile, dau mâna și zic, nu, o să ne apucăm de treabă. Ce rău ar fi? Ce rău ar fi să nu mai stăm la spectacolul politic cu teama, trebuie neapărat să mă uit că dacă ăla din cealaltă echipă o să-mi facă rău printr-o lege. 40 de miliarde, asta e potul de euro. E, aici e ai problema. Aici ai, ai 40 de miliarde aici 30 ai de la Bruxelles. Toată trebuie noi să le cerem să fie altfel. Repet, da. nu se omoare pe ceilalți, că aia nu se întâmplă, este o pistă falsă. În momentul ăsta este bătălia pentru cine va fi șeful partidului care va împărți la 40 de miliarde. Când noi am putea să facem 40 de miliarde doar surplus la PIB anul viitor, că România are capacitatea de a face 40 de miliarde în plus într-un an, are capacitatea din țara asta se pot scoate valoarea adăugată într-un an încă 40 de miliarde, nu știu că zi în secreție. Banii trebuie cheltuiți până în 2027. Și până în da. 2025 o să se facă, numai, lasă, mă să ghicesc studii de fezabilitate. Cu bani foarte mulți. Da, da, da. Ah. Și am mai apărut acum o chestie, la mod am văzut că foarte mulți politicieni au început să-și facă organizații de mediu. Asociații care, două săptămâni mai târziu, primesc tot felul de certificări de la Academia Română pentru merite în lupta pentru protecția da, mediului. Deci, e clar că vin bani da, pe mediu. Da. Nu? Da. da. Trebuie să ajungi undeva. Și da, ne-am lungit. Am Îți mulțumesc foarte mult și că ne am mulțumesc. contrazis. Îți mulțumesc mult că ai venit. Îți orez să uh, uh, spor cu podcastul. Dacă simți că am zis ceva pentru care voi fi omorât, te rog, scoate. Mă mănâncă rău undeva să las comentariile deschise pentru ultima dată. Lasă-le, mă, care. Dar avertizez deschis că toate comentariile de la nume care nu au nicio legătură, care e clar că nu, sunt, nume, mm. ca sunt anonim sau mm. sunt Scoți. nume false, vor fi șterse automat. Și nu acceptăm niciun fel de înjurătură, ci doar uh, discuții constructive. <laughs> Succes. O să ștergem 90% din comentarii, dar da. trebuie să începem de undeva. Adică, Absolut. zona de comentarii nu este spațiu public, este spațiu meu. Mm -hmm. Dacă vii la mine în sfragerie să faci pe covor, nu te las. Ele elegant. Nu? Bine, mulțumesc foarte mult. Dobro, mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat, le mulțumesc membrilor noștri care ne susțin cu donații în fiecare lună. Dacă vrei și tu să ne susții, nu este greu deloc, ai un link în descriere. Poți să dai un like, un share și un subscribe și poți să urmărești pe Dobro, pe Dobro.ro și la Radio Gherila și uh, să-i urmărești și noul podcast, Sinele uh, învinge. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut revenirea în noul sezon de IGDLCC. Uh, o să mai avem și fel de podcasturi. Sper eu cel puțin la fel de antrenante, dar poate că ne, ne vor reuși unele mai puțin lungi. Dar nimic nu ne poate opri pentru că suntem pe internet. Și binele învinge. Numai bine.